Mă numesc Alexandru Tașman, pe acest afiș și apar ca moderator la rugămintea, să spunem, sufletistului care susține acest seminar, cărți în dezbatere. Avem onoarea să punem în discuție această carte, întreprinzătorul în firma internațională, Institut Ranse, o continuitate, să spun, al tezei de doctorat autorului Mihai Vladimir Topan. În a doua ordine de idei, intrând în această sală, cu multe amintiri de la celelalte seminare anterioare, îmi aduc aminte că oamenii au visuri și amintiri și aici se rog să amintiri. Bunăoară, văzând o carte în engleză pe masă la domnul profesor Artel, îmi aduc aminte când eram student, intram în biroul dânsului de macroeconomie, era plin de cărți în limba engleză, alături de profesor Stevi și Ludovic și oricând aveai nevoie de acces atunci la informație, domnia sa ne sprijinea ca studenți. Asta există nici internet. Nu există în internet, nici telefoane mobile, iPod-ul și alt. Dar exista cartea și atunci, sigur, cel pasionat avea posibilitatea de informare și era o foarte mare bucuria noastră, mai ales tineri studenți atunci și apropiați sau iubitori de matematică, să avem acces la aceste lucrări ce apăreau imediat în editurile străine din acea vreme, restriște, e adevărat. În a treia ordine de idei, plec în revistă, eu știu și cariera, nu îi spun cariera, apropierea mea de partea doctrinară, sunt profesor de doctrine la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată și în acest sens, ca profesor de doctrină, mi-aduc aminte de ascensiunea contextului în care autorul Topan Vlad Mihai va susține această lucrare. Era anii 90, în 90 martie, deja aveam Institutul Liberty, asistat de Tom Palmer din Statele Unite și o primă livrare de cărți pe Setter Books în martie și o primă expoziție, vă dați seama, 90 martie. Se mirau turiștii englezi ce treceau prin Lipscani. Dar așa erau vremurile. Și de asemenea, mă scuzați că fac acest mic pericol, dar avem conexiuni și se potrivește extraordinar cu ceea ce există exponență aici, fie un mizisian sau un moros martian, în ordinea zile. Deci, continui, de acolo, chestiunea este că studenții, vă dați seama, 90, iau contact prima dată cu școlile de acest gen, școala austriacă. Ca o primă lucrare care era accesibilă, era lecții pentru astăzi și mâine. Mises și avem în vedere participarea la economia a facultate, la prelege, a unei discipli lui Mises care lua notițe și avea nu știu câte caiete de la seminariile lui Mises. Și a venit, era de 82 de ani, a venit în România să povestească de fapt ce se întâmpla atunci. Vă dați seama cu ce nesaț absorbeam lucrurile astea. Reflexion, coordonare, purul lui era această carte și foarte mulți studenți făceau recenzii la ea și intrau în filozofia austriecile pe cele trei trepte, etc., etc. Apoi a urmat cuibul de austrieci de la Rei, împreună cu domnul decan Popa și cu cei care sunt prezenți, cu Costea și alții, cu alții inclusiv s-a infestat domnul Cristian, s-a infestat de micro. Studiam atunci raportul la referințe, de ce cursurile macroeconomicsurile aveau 2-3% referințe la școli cu esență liberală și cele mai multe de inspirație keynesistă. Și făceam săpături în bibliografie, de ce studenții nu realizează acest lucru. Când s-a declanșat criza, ați văzut, mulți au invocat pe Marx și Keynes, drept salvator și revenire la soluții anticiclice, dar foarte puțin au trimis la învățămintele, de fapt, celebrei școli austriece.
cel mic, cum îi spun eu, Emanuel Justin Alexandru, care e absolvent de română americană, a participat la cursul de școală de gândire și s-a întâlnit cu școala austriacă. Și am spus, vii astăzi aici, să-l auzi pe Vladimir, faci cunoștințe cu oameni, ce însemna școala austriacă și tratarea întreprinzătorului prin prisma acestei filozofii. Sigur, și mă gândeam că veneam încoace, dar și de ieri, când m-a sunat Costea să-mi aduc aminte, dacă acolo economist se poate dezvolta într-o cultură economică sau într-o ignoranță. Nu-mi interesează că au fost acești înaintași, că există filiațiuni de idei, că doctoratul ar trebui să vadă și ce au gândit alții, că, spune aici Vlad, găsești niște cărți de cum 70 de ani au un tezaur în ele și aceste ideile să le dezvolți de acolo, să le aduci la suprafață, să fie relevante pentru știința economică, etc. Dar lucrurile s-au deteriorat astfel încât facultatea în care se învață antropologie, filozofie, epistemologie și doctrină și școală este singura facultate, cea de economie teoretică și aplicată. Sunt mare îndrăgostit de acest curent, deci de 25 de ani, de la Liberty Institute, alături de Rombalien Medicien, și mă uitam și ieri și alaltă plăcere, de exemplu, Topan la Rothbard-Deng, cuvântarea aici pe video a Institutului și mici lucruri care rămân. Ai răbdarea să vezi ce idei și ce lucruri aduce un intelectual în planul gândirii. La ora actuală avem nevoie de acest lucru. Mă bucur că sunt cât aici sunt doar sufletiști care rezonează de fapt cu ideile liberale și dacă intrăm pe site-ul Institutului Mizic, nu vedem în dreapta un citat ce înseamnă să cunoști ideile liberale și spuneam dacă pragmatismul actual liberal are o intersecție cu doctrina liberală și modul cum înțelege aceste lucruri, așa cum încearcă Cristi Pontu ceodată să le explice, fie în niște editoriale pasate pe internet sau la invitațiunile pe care le fac, însă lucrurile, esența lor, sunt rău de priceput sau, cum am spus, putem trăi în ignoranță, cunoscând aceste lucruri, care fac parte în zona intelectuală. M-a scuzat de această mică introducere, dar ea a fost un impactul prin impactul nostalgiei acestor 25 de ani, 90-2015, și experiența mea, fie că a fost legătura cu Dragoș Hălegică din Statele Unite, sau cu, aici, colegul nostru care vine cu drag, Camil Petrescu Junior, care luase interviu în 90 lui Frickman, care spunea privatizați, și a preluat teza domnului Iliescu în prima carte despre Revoluție și cei de la evenimentul scriau că noi de la doctrine nu trecem studenții pentru că nu știu cartea domnului Iliescu. Și am trezit așa că de fapt trimiterea la Frickman și în acel interviu, care a avut curajul. Deci asta înseamnă istorie. Vă dați seama, în 90 se cita făcut la Xerox acest interviu cu Milton Friedman, undeva, cândva, dacă știe și dumneavoastră, originară român, din părinți evrei, maghiar, care făcea parte din posta România și apoi Ucraina. Am să dau cuvântul lui Vlad, întreprinzătorul în firma internațională, o zonă invitată și lui Costa, care se ocupă de afaceri internaționale. Vlad, ai cuvânt. Mulțumesc! Mulțumesc, domn profesor! Mulțumesc tuturor că ați venit azi aici. Sunt plăcut, surprins și onorat că ați venit. Cred că data trecută, când ne-am întâlnit membrii panelului și atât, cred că a fost evenimentul apreciat la declarata lui Cotă. Mi-e greu să mă gândesc ce v-aș putea spune în cele ce urmează, să nu vă plictisesc sau să nu vă enervez. Așa că am să încerc pur și simplu să spun simplu
ce mi-am imaginat eu că fac lucrând la această carte, care e încă o continuare a tezei de doctorat, e teza de doctorat publicată. Întâi de toate, ca tânăr doctorant, cred că cei mai mulți dintre cei prezenți au trecut sau trec prin asta, sau sunt aproape de acest moment, și aduc aminte că la momentul doctoratului îți pui probleme fundamentale și probabil că e bine să faci așa. Cred că e greșit să nu ți le pui. Nu sunt adeptul ideii că n-ar trebui să gândești de la capăt toate întrebările fundamentale a economiei, că le-au gândit alții. Și atunci mi-am pus o întrebare fundamentală, poate prea fundamentală, ce este firma? Și în logica mea, teza de doctorat era o teorie a firmei, după Topan. Bineînțeles, el consultând cât de mult poate din bibliografia economică de bancă. Și atunci, pur și simplu, de aici a început aventura asta, să zic, a tezei și a cărții. Ce este firma? Bineînțeles, prima problemă cu care te confrunți e că dacă citești un manual standard neoclasic de economie, ai puține elemente care să te dumirească. Ai, pe de o parte, teoria concurenței pure și perfecte, care ar fi prezentarea asta, și ai, pe de altă parte, să zic, firma ca funcție de producție, cu tot aparatul analitic asociat, curbele costurilor, marginal, mediu, și cu toate interpretările de optimizare care trecut de acolo. Și atunci răspunsul scurt într-o astfel de logică e că firma e un fel de funcție. Însă, dacă vrei să operaționalizezi ideea asta, să o vezi în viață, adică te duci la o firmă, are mama o firmă, are tata o firmă, te duci să regăsești funcția pe acolo, funcția ca tare nu o regăsești. Deși e o dezbatere întreagă dacă ar putea fi reprezentat comportamentul respectivul oameni în carne și oase în termen de funcție. Răspunsul scurt pe care l-am acum, dar iarăși o dezbatere lungă, e că mai degrabă nu. Și atunci, teoria neoclasică a firmei e în același timp foarte elegantă teoretic-matematic, dar în același timp foarte puțin economică, foarte puțin realistă și foarte puțin informativă cu privire la realitatea, deci, economico-socială în care ne mișcăm. Și evident, complet inutilă pentru activitatea antreprenorială ca atare. Deși nu mi-am pus întrebarea ce este firma cu scopuri antreprenoriale, ca să pot crea firme ușor și să pot face bani mulți ușor. Deci nu în spiritul ăsta, ci în spirit de cunoaștere. Să pur și simplu să înțeleg pe ce lume trăiesc, asta fiind o întrebare particulară. Mi-aduc aminte că mama m-a apostrofat des, mă băiatule, după ce lume trăiești? Atunci am rămas cu întrebarea asta în suflet și întotdeauna încerc ca lucrurile pe care le fac să adauge eventuale răspunsuri la întrebarea asta. Mă băiatule, după ce lume trăiești? Lumea în care sunt prezente firme. Ce sunt astea? Și atunci, bineînțeles, la momentul la care am scris cartea, eram deja preluat, fericit, zic eu, cu suficiente lecturi austriece, pe linia Dan Cristian Comănescu, Mario Spiridon, unii dintre dumneavoastră probabil vă aduceți aminte despre cine vorbesc, și nu numai. Și atunci, n-am pus întrebarea asta în vacuum, ci am pus întrebarea asta și din barca școlii austriece, din care deja începusem să citesc mai pe îndelete. Ca o paranteză, iarăși, retrospectiv, cred că a fost un eveniment fericit. Deși am putea intra într-o dezbatere. Oare e bine să înceapă tânărul încadrat într-o școală? Sau e mai bine să înceapă așa, neîncadrat în nicio școală, cumva, fără nicio școală de gândire în spate? Pe măsură ce avansez în vârstă, îmi dau seama că abordat lucrurile fără o școală de gândire în spate e o utopie totală. Adică prefer să fiu un marxist radical, austriac radical, behaviorist radical, neoclasic, pur sânge radical, decât un căldicel care zice, noi ne uităm în toate direcțiile și nu... toate sunt bune, toate sunt de folos, nimic e greșit sau toate sunt atât de greșite. Și atunci, cuplând cu tradiția austriacă, am zis ce este firma și să nu dau un răspuns ad hoc. Pentru că există multe variante să dai răspunsuri ad hoc. De exemplu, fiind nevoit să predau discipline de business la catedră, tranzacții internaționale, firma internațională, management internațional, marketing internațional, descoper filoane care explică activitatea firmelor, dar care în raport cu știința economică sunt ad hoc, de multe ori contradictorii.
pe multe filoane face sistem, disciplina, management, marketing, e decât teorie economică hardcore, dar în multe locuri sunt contradicții, nu pot fi reconciliate ușor învățămintele celor două. Și atunci o altă modalitate de a formula demersul a fost încadrarea teoriei firmei, din punctul meu de vedere, dacă se poate, în teoria economică generală. Și întrebarea era de tipul următor. Poate că firma înseamnă ceva și atunci trebuie să fiu în stare să dau seama de ce înseamnă firma în termeni economici, sau poate că nu înseamnă nimic. E unul dintre acele cuvinte foarte acoperitor, cu foarte multe semnificații, pe care dacă încep și îl scuturi, la final poate descoperi că e mai util să nu mai fie folosit riguros decât să fie folosit. El așa stă o portiță deschisă. Atunci teoria firmei e o fata morgană. Ajuns la rezultatul negativ că nu există fenomenul firmei. Se pot descrie toate lucrurile de care încercăm să dăm seama teoria firmei și fără a utiliza arsenalul conceptual al firmei. Era bineînțeles pregătit și pentru deznodământul acesta, mai mult chiar cumva l-așteptam, pentru că teoria austriacă în care mă uceniceam, loc pentru teoria firmei ca atare nu prea era. Nu prea era. Era mai degrabă loc pentru teoria activității antreprenoriale. De aici și direcția în care am dus eu discuția în carte. Firma ca fenomen antreprenorial. Deci încadrarea teoriei firmei în teoria economică generală. Al doilea punct dintr-o listă pe care mi-am făcut-o eu, ca să zic așa, mi-am propus să înțeleg firma nu în termen de concepte abstracte, impersonale, o funcție, un fenomen care se întâmplă de la sine, pentru că mi se părea neutil, ca să nu zic inutil, mi-am propus să înțeleg iarăși pe filiera austriacă, bineînțeles, pe linia misesiană, pe linia programului Mises de cercetare, ca o formă de acțiune umană. Deci firma, încadrat în teoria economică generală și în termeni de acțiune umană. Firma trebuie să fie ceva ce poate fi explicitat în termeni de acțiune umană. Alminteri, poate fi elegantă explicația, poate fi interesantă, însă e un joc cu mărgele de sticlă. Pentru că, bineînțeles, e nelimitată posibilitatea de a te juca cu concepte mecanice, biologice, astrologice, dacă vreți, psihologice și de altă natură, ca să dai seama de anumite lucruri care se întâmplă în firme. Dar care este însă esența economică a fenomenului firmă? Și din punctul meu de vedere, această esență trebuia să fie pusă în termeni de acțiune umană. Deci trebuia cumva să vă dați seama, gânduri ambițioase de tânăr cu tupeu, nu să scriu capitolul din acțiunea umană a lui Mises, care ar fi trebuit să trateze fenomenul unității de afaceri. Da? Firma. Da? Al treilea element, nu puteam nici pe linia asta, firma, în termeni economici, în termeni de acțiune umană, să o scot din buzunar, pentru că multe dintre elementele paradigmei austriece deja dădeau muniție directă, care să servească direct la această sarcină. Cel mai important fundat teoretic era teoria activității antreprenoriale. Austriecii n-au teorizat atât de mult firma ca atare, însă, pe linia aceasta a analizei praxeologice, a analizei omului în acțiune, au teoretizat activitatea antreprenorială a omului ca antreprenor, a acestui aspect omniprezent în acțiunea umană și care este îngroșat decisiv în activitatea economică, al unui aspectul antreprenorial înțeles într-un mod foarte particular. Nu ca și creativitate, nu ca și nu știu, ceva senzațional, nu ca ceva incipient, nu în termeni de costuri tranzacționale, nu în termeni de distrugere creativă, mă rog, trecut în revistă foarte sumar și poate nefăcându-le realitate teorii alternative, ci activitatea antreprenorială în sensul ăsta de surmontare a incertitudinii. Antreprenorul e cel care își asumă riscul să dedice resurse rare, care dacă sunt rare, sunt importante, trebuie alocate judicios și deci le dedică unor proiecte și e cel care e posibil, nu e posibil, e cel care, dacă întreprinderea nu e bine gândită, va pierde. Și atunci am încercat să circumscriu firma ca pe un set de aspecte care derivă necesarmente din rolul ăsta antreprenorial.
identific firma, dacă identific persoanele care, în raport cu chestia pe care o numesc firmă, joacă rolul de antreprenori. E o primă modalitate de a identifica o componentă fundamentală a firmei. Cealaltă componentă ar fi să identific resursele care sunt angajate de respectivii indivizi care joacă rolul de antreprenori. Și cu cele două componente, cumva, în cartografia firma. Identific persoanele care joacă rol de antreprenori și agregatul de resurse în raport cu care ei joacă rol de antreprenori. Pentru că aici intru la un următor punct. Teoria austriacă mi-a servit cumva să cartografiez în acest fel fenomenul firmei în economia modernă și prin atenția pe care ea o acordă ideii de proprietate. Atât în sens material, pozitiv, descriptiv, în sensul că acțiunea umană nu se poate desfășura în vacuum, ci numai angajând proprietate și alocând proprietate, deci nu pot doar pe bază de imaginații, planuri, idei și așa mai departe, ci trebuie să aloc resurse rare, care în ultimă instanță sunt solidare cu niște suporturi tangibile, inevitabile, deci proprietate efectivă, cât bineînțeles și în termeni normativi. Pentru că dacă angajezi ideea de control într-o discuție, o să ajungi inevitabil la ideea de control de care, legitim sau nelegitim. Și dincolo de consecințele etice pe care le are această distinție importantă de la început de drum, ea are și o virtute epistemologică în sine, pentru că fără să discuți problemele etice, înțelegi că propriu zis în teoria economică fundamentală, firma este activitatea antreprenorilor care alocă resursele pe care le dețin în mod legitim. Prin niște mijloace pe care etic le voi clasifica ca deținute în mod legitim. Cu tot felul de corolare interesante. Da? Una e firma, una e mafia. Sau una e o firmă care se finanțează strict prin mijloace de piață, alta e o firmă care se finanțează prin fonduri europene, să zicem. Da? Un fel de implicație a analizei din această carte ar fi că finanțarea de firme prin fonduri europene, le mai degrabă le, am luat și un exemplu, putem da multe altele, le castrează mai degrabă de esența lor antreprenorială decât să le potențeze pe această linie. Am scurtat foarte mult argumentul, bineînțeles că și putem purta o discuție lungă. Mai ating între cele două puncte, sper că în economia 20 de minute să închei. La punctul următor, în interiorul școlii austriece, am găsit, cu plăcerea celui care speră că poate are și el ceva de zis, bineînțeles, cu frica celui care crede că oricând poți să o iei de arătură și să spui prostii, am găsit că ar fi loc chiar în interiorul școlii austriece de a face o distinție mai rafinată între ceea ce austriecii numesc rolul capitalistului, cel care în raport cu firmele sau în raport cu unitățile de afaceri vor să-și rezerve numai rolul de creditor, vor să nu suporte riscurile efective, normale ale afacerii, și judecata lor, dacă e bine făcută, s-ar presupune că le aduce dobânda și principalul, chiar dacă firma respectivă are pierderi operațional. Și atunci cel care se raportează la o firmă în felul acesta, adică tu mie să-mi dai dobândă lunară chiar dacă firma ta e pe pierdere, acela mărturisește cumva că vrea rol de capitalist în raport cu acea firmă. Pe când, dacă cineva vrea să participe în firmă, în sensul că dacă ai o pierdere normală, într-o perioadă normală, particip și eu la ea, mă lovește și pe mine în egală măsură cu toți ceilalți, atunci acela mărturisește mai degrabă că vrea să fie antreprenor, să joace și rolul de antreprenor în raport cu respectiva firmă. Atunci, în interiorul școlii austriece, putem cumva mai bine preciza distinția aceasta între capitalist și antreprenor, nu una spune că una sunt capitaliștii și alta sunt antreprenorii, într-un sens radical, absolut și separați, ci doar că rolurile acestea vin sunt aditive, adică antreprenorul va fi un fel de capitalist plus. Da? Capitalistul care cred că avansează resurse într-un orizont temporal, așteptând dobânda, mai este dispus să și suporte riscul efectiv, concret, al respectivului, specific al respectivului proiect.
nu-mi dau seama dacă am reușit să sintetizez foarte tare acest punct. E unul dintre punctele, să zic, în care am ajuns să port discuții mai puțin purtate. Deși ele se poartă în sfera, în școala austriacă, de pildă, cel mai remarcabil exemplu de autor care discute pe linia asta și care a fost pentru mine tot timpul o sursă de inspirație este Peter Klein. Și, la rândul lui inspirat masiv de Joseph Salerno, dar acesta el în sine nu s-a preocupat de teoria filmului. Un penultim punct, bineînțeles că iarăși, una dintre bucuriile scrierii unei astfel de lucrări e că trebuie la trântă și cu teorii alternative. O ceartă analitică care e foarte utilă. Adică, în măsura în care sunt teorii diferite care spun lucruri contradictorii sau măcar contrarii, e greu să fie chiar toate din totul adevărate. Rezultă că unele trebuie să fie corecte și altele să fie incorrecte. Și atunci, în carte, ca să zic așa, m-am despărțit după chinuri mari în care am pus să reconciliez perspectivele și să integrez tipul ăsta de teoretizare, dar m-am despărțit de teoria costurilor tranzacționale, adică frecușul mare cu Coase, cu Williamson mai ales, cu cei doi colifei, Coase care a consacrat analiza generală în termen de costuri tranzacționale, în particular și la firma, bineînțeles, și urmașul lui, care a popularizat în teoria firmelor internaționale sau marilor corporații, Oliver Williamson. Amândoi premiați cu Nobel. Și atunci, într-un fel, nu mai știu cine zicea că cartea are scădere mare pentru că critică premiați Nobel. Bineînțeles, un tip aparte de paradigmă care a făcut mare carieră în teoria corporațiilor multinaționale e teoria asta, viziunea paradigma eclectică, poate ți-a auzit de John Tanning cu The Eclectic Paradigm sau în română s-a adus paradigma OLI și eclectică și OLI, Ownership, Location, Internalization și îmi dau seama că nu cred că l-am recuperat în carte pe acest Tanning, dar m-a enervat teribil și l-am scris aproape visceral capitolul împotriva lui. În mod normal ar necesita o rescriere și un temere mai serioasă, dar din punctul meu de vedere, larga circulație acestei paradigme este pentru mine un simptom al nivelului scăzut calitativ al discuțiilor din teoria firmei, teoria investițiilor internaționale și așa mai departe. Mult teoria investițiilor de intenție, de portofoliu bazate pe astfel de teorii. Mă rog, iarăși recunosc că nu e atât de simplu precum prezintă, rezumindu-l cumva simplu, concluziv, ca la capătul unei cărți. Toate punctele pe care le-am avansat, bineînțeles că sunt în discuție. Eu deocamdată, să zic, n-am ajuns la motive să mă sucesc cu privire la toate punctele avansate. Așa ca un aside, ca un element particular, un om mai harnic decât mine ar fi putut scrie o carte mult mai lungă, ar fi putut o utiliza să o valorifice în mai multe articole. De pildă, scriind la cartea asta, am fost nevoit să merg și la părintele teoriei moderne a multinaționalului, un tip Stephen Hyman, cu o teză de doctorat care a circulat foarte mult pe la MIT în formă de facsimil și din care se trag teoretizările ulterioare de Charles Kindleberger și mulți alții și care în rândurile căreia, ca să zic așa, m-am găsit răzbunat pentru că el ajunge la un moment dat acolo să propună o teorie antreprenorială a corporațiilor multinaționale, dar pe care o abandonează din rațiuni metodologice. Foarte simplu și foarte dismisiv. Asta arătându-mi mie două lucruri, că s-au mai gândit și alții la ideea de a povesti firma în termeni antreprenoriali, inclusiv corporația multinațională. Și la al doilea punct, că discuțiile metodologice, deși nu trebuie să te împlânți în ele și să mori în ele, sunt totuși cu tine la tot pasul.
nu pot scăpa de metoda iepului cercetător la tot pasul. Mă anunță că mi s-au încheiat de 20 minute. Ultimul punct. Am ajuns cu cartea. Ultimul punct e probabil pus ad hoc în compusul final. Eu am simțit nevoia să-l pun totuși și nu l-aș scoate, din potrivă, l-aș integra mai rotund. Fenomenul firmei ridică și discuții etice. Este firma, Tiflata Trecurilor, sub formă de firmă, sub formă de corporație multinațională, suscită și multe probleme etice. E vârful de lanț al sistemului economic al modernității și toate reglele imaginabile au fost puse pe seama corporației, firmelor sau corporației la oaltă cu fenomenul din care se parte pieței liber. Și atunci am fost nevoit, zic eu, am simțit nevoia să atac și problemele etice, pe de o parte, în general, adică este firma un fenomen odios, are dreptate un tip ca Marx, pentru care firma conține în sine un sâmbure de exploatare, poate mai mult corporația modernă, și aici așa o discuție internă, dacă vreți, ce formă de organizare a activității economice e cea mai bună, cum îi zic, firmele mici și mijlocii sunt bune, sau firmele de tip material civil cu răspundere nelimitată sunt bune, dar marile corporații anonime, pe acțiuni, fungibile, care sunt necontrolate și așa mai departe, nu sunt bune. Am atacat și, sau am fost nevoit să mă raportez și la problema asta, cu câteva ramificații. Fiind convins și astăzi că în sine fenomenul corporației moderne are nimic malic în sine, evident poate fi pervertit, dar în sine nu are nimic malic. Toate trăsăturile corporației moderne vin din rațiuni de eficientizare, bineînțeles, ca în economie, cu trade-offs, cu costuri. Dar ultim punct pe care l-am atins, iarăși, încercând să reconciliez idei care m-au interesat pe mine personal, e dacă de acum, ca ortodox, da? Ca ortodox, pot privi firma, inclusiv corporația multinațională, ca un fenomen acceptabil pentru o civilizație în care m-aș vedea integrat și ca ortodox, sau nu. Și atunci am pus problema ce relație există între piața liberă, fenomenul pieței libere, activitatea antreprenorială și firmele de vârf, care sunt vârful de lanț al acestei economii, dacă ele sunt compatibile cu netos și cu viziunea asupra lumii ortodoxă. Cu anumite discuții care se pot face aici, cred că răspunsul mai simplu e că da, răspunsul e mai complicat cu anumite precizări. Și, în fond, cred că m-aș putea opri deocamdată aici. Mulțumesc mult și iertați dacă am plântit și am aruncat prea multe idei de noastră, așa, mai nemestecate și mai prescurtate. Mulțumim, Vlad. Când mă roagă Costa să moderez o dezbatere, pune fel de fel de informații despre interlocutorul principal și găsim despre Vlad și când s-a născut și ce articole a scris și ce îi place și unde de mici discursuri prin zona aceasta austriacă, inclusiv în această carte care am văzut-o la bibliotecă, dar acum o am în fața mea, de exemplu, a spus că are nevoie economistul de cultură economică. Are, când se uită aici, că bogăția nu este în sine rea. Apar în paragraf. Te gândești la intervențiile papei Francesco și spune care este destinația bogăției, care este demnitatea umană, care este echitatea împărțirii, unde se polarizează bogăția, dacă de sărat și neajutorat are grijă ceva. Pentru că o viziune de acest gen nici nu se intersectează. Ori jurnaliștii îl aruncă în brațele marxismului sau nu înțeleg, de fapt, care este doctrina catolică, socială, catolică, de fapt. O altă ordine de idei, deci unde am progresat. Astăzi suntem 3 iunie 2015, să spunem, Vlad, este la starea asta, știința economică, în plan teoretic, a ajuns așa. Eu țin minte în 90 când se căuta
în luna decembrie, deci după căderea dictatorului care a fost laureatul Nobel în 89, într-o revistă care se cheamă, să spunem, Regina Științei Economice de astăzi, nu? Scria costul de tranziție și costul de tranzacție. Deci de acolo am evoluat, de la costul de tranziție la Herman Harry Coase, costul de tranzacție, firma, ce înseamnă firma și teorii moderne ale firmei. Mă gândeam la utilitatea acestor dezbateri. Cât suntem noi aici, în plan doctrinar, să spunem, sau științei subțire economice, de fapt. Pentru că asta, până la urmă, merge în plan ideologic. Fie că îi da până la moare lui George Soros și el spune că s-a unit sistemul bancar sau corporațiile acestea multinaționale cu guvernele și populația a rămas acolo și declinul democrației, vine președintele Israelului la Davos 2014 și spune guvernele out, nu mai au ce căuta, corporațiile vor conduce lumea, deci ele sunt zdrobitoare, politica lor este implacabilă, guvernele mai ales în plan global nu vor mai avea influență, vor fi măturate până la sfârșitul acestui secol. Sigur, în plan ideologic, când spui studenților economiști care trebuie să meargă pentru 2030-2050, sunt locuri de cotitură, bifurcați încotro se va îndrepta, de fapt, economiile, dacă vor fi sau nu sustenabile, dacă planeta e finită sau nu, și în acest sens, ce se face cu această bogăție în raport cu aceste, să spunem, recrudescența celor neajutorați, la săraci. Deci tot ce a prezentat aici, din punct de vedere, pentru că este acest subsol, nu subsidiar, o teoretizare în tradiția școlii austriece. Cine citește cartea și nu știe ce este tradiția școlii austriece, cum spune Florin Monteanu la capela complexității, e limbajul clingonian. Deci nu înțelegi nimic. Nu știu, și aici Topan, când a prezentat unele aspecte, sunt surprinse. Sau un student citește aici, nu știu, modelul Heckscher-Ohlin-Samuelson. El trebuie să știe acronimele sau investiții străine directe sau așa mai departe. Pentru Vlad e ceva normal, pentru student este ceva ciudat. Deci, cultura. Dacă înaintașii rectori ce au puși pe perete la se, vorbeau de cultura și educația economică, ce însemnătate are pentru o națiune, inclusiv independența economică, în prezent este ignorată și ignorată. De aceea mă bucur că ne-am întâlnit acest grup de reflexie, cel puțin asupra a unei școli acest lucru. Acum mi-a spune Costea, a avut timp de reflexie încă de multă vreme, nu? Și trebuie să nu se dezică că este animatorul cărții de urmă. Îi dau cuvântul lui. Mulțumesc, vă spun și eu bună seara. Intervenția mea s-ar putea să fie mai puțin politicoasă, în sensul că formatul nostru rezervă un timp destul de consistent autorului pentru a-și prezenta ideile, mesajul. Referenții veni cu comentarii colaterale. Vlad a tratat timpul alocat ca o resursă extrem de rară și a spus gândurile în 20 de minute în teme relativ, prin comparație cu acest lucru, s-ar putea ca intervenția mea să fie mai lungă. Și îmi cer scuze dacă se întâmplă așa dinainte. Intenția mea este aceea de a puncta care este starea de spirit care se degajă din cartea în sine, starea de spirit a autorului,
și prin abordarea această stare de spirit să aduc, să încerc un argument care vine într-un fel și o infirmă, încearcă să o infirmă, adică nu dă curs acestei stări de spirit, pentru că în lectura mea, starea de spirit autorului pe care cartea o degajă este una pe care aș numi-o scăzută, sceptică. E adevărat că pe parcurs sunt momente în care starea de spirit se mai ridică puțin, devine ceva mai optimistă, dar în final scade din nou. Tot sceptică este în legătură cu subiectul abordat și cu ceea ce cartea a făcut. Și atunci încercarea mea, în care cred, este de a argumenta că de fapt lucrurile nu stau așa. Starea de spirit autorului nu reflectă și rezultatul, ca să spun așa, pe care, sau culoarele pe care această carte le oferă. Cred că, în câteva cuvinte, asta e zona în care aș încerca să mă concentrez. Spuneam de starea de spirit, cred că relevant pentru această stare de spirit a autorului este, sunt chiar cuvintele sale la un moment dat, ne spune că miza prezentei lucrări este o teorie antreprenorială a firmei și a corporației multinaționale. Deci observați, miza este o teorie. Nu spune dacă e vorba de elaborarea unei teorii, de schițarea ei, de punerea bazelor unei teorii, de prezentarea unei teorii. O lasă așa, oarecum, în suspensie. Și pe acest fundal, punctul inițial în care se așează autorul din punct de vedere al stării de spirit, spuneam, este unul sceptic. Pentru că el acuză statutul precar al teoriei firmei în prezent. Pornește de la ideea că, și acum citez din el, cercetările moderne pe tema firmei s-au îndepărtat de dezideratul teoretic, adică de evidențierea unor principii generale și a unor criterii independente de loc, timp și persoane, și s-au apropiat tot mai mult de studiul de tip istoric, adică a circumstanțelor particulare de loc, timp și persoane. Și constatând această stare de lucruri, consideră că nu este bun augur această stare de lucruri, deoarece îndepărtează eforturile de cercetare de la miza fundamentală a momentului și zice, în măsura în care aceasta mai este o miză valabilă, și anume elaborarea unei teorii generale a firmei. Deci așadar, starea de spirit autorului decelează următoarele idei. Miza cărții este o teorie antreprenorială a firmei, iar miza momentului este o teorie generală a firmei. Numai că nu există certitudinea cu astfel de miză mai este relevantă pentru cercetările moderne prin firmă. Asta e o stare de spirit în înțelegerea mea, sceptică, scăzută. Mai mult, spune în continuare, chiar cu privire la abordarea, adică cu privire la contextul doctrinar în care se situează drumul său de investigație științifică, spune că modul de a pune problemele a școlii austriece este cel mai potrivit. Iar dacă vreodată, în teoria firmei, se va face lumină, ea va veni dinspre austrieci. Deci, dacă vreodată se va face lumină, ea va veni dinspre austrieci. Deci, ceea ce înseamnă că, la stadiul actual, teoria firmei propusă de austrieci nu a reușit încă să aducă lumină, este o problemă de viitor și aceasta, dacă se va întâmpla cândva. Oricum, implicit, lucrarea de față nu face acest lucru, nu aduce lumină, e o problemă în viitor. Iată, după părerea mea, o ilustrare a scepticismului, a stării de spirit scăzute. E adevărat că pe parcursul elaborării și investigației se mai încălzește. Nivelul stării de spirit mai crește
puțin se încinge. Spune pe parcurs mai spre mai miezul, mai momentele în care suntem în miezul analizelor. Spune, la un moment dat, aici încercăm o schițare a unei teorii a firmei și corporației multinaționale în perspectivă austriacă. Mai încolo spune, ne apropiem cu pași mărunți de o conceptualizare a firmei. În altă parte, așa, se înseamnă că în ceva regulă. În altă parte, suntem, credem, în plină teorie a activității antreprenoriale și a firmei. Deci, încercăm o schițare, ne apropiem, da? Ne apropiem de o conceptualizare, suntem în plină teorie a activității antreprenoriale și a firmei și mai spune, tot în zona aceasta de mijloc, de nucleu a analizei, la un moment dat, și aici sunt, în concepția prezentei lucrări, bazele teoriei firmei. Deci avem totuși răspunsul că vorbește despre o schițare și de punerea bazei teoriei, se apropie cu pași mărunți de o conceptualizare și putem să fim chiar și în plină teorie a activității antreprenoriale. Starea de spirit crește. Ca în final, totuși, să coboară din nou. Mai ales când face bilanțul. Și încheie cam cu aceste gânduri. Că până la urmă, această lucrare este doar un început. Și mai adaugă puțin mai încolo, lucrarea de față s-a vrut a fi, în cele din urmă, o cât mai bună conectare a autorului la direcție de cercetare urmate. Deci rezultatul cărții este unul strict subiectiv. M-am cuplat la subiectele pe care am abordat. Asta este ceea ce pot să spun cu certitudine. Restul sunt cam sceptic. Așa interpretez starea de spirit a autorului. Față de această stare de spirit, voi încerca să mă raportez în intervenția mea. În sensul că dacă am citit-o bine, dar asta este ceea ce am citit. Adică ce mi s-a degajat mie din lectură. La nivelul meu de înțelegere, n-aș împărtăși eu. Și pentru aceasta, de-aia v-am spus, s-ar putea să dozez puțin mai mult, îmi cer scuze încă o dată, dacă plictisesc, cu atât mai mult îmi cer scuze. Dar n-am alt prilej ca să vorbesc despre acest lucru. V-aș propun un exercițiu pe care l-aș numi, poate puțin pretențios, de deconstrucție și reconstrucție a demersului de teoretizare pe care Vlad l-a urmat în această carte, pentru a încerca să argumentez în felul acesta că nu are dreptate de ceea ce privește roadele pe care cartea sa mi le oferă. Această deconstrucție, reconstrucție, regret dacă este prea pretențios, n-am găsit toată formulare, am așezat-o, deci deconstrucție înseamnă că am pus într-o altă ordine, da? Ideile, argumentele, într-o altă succesiune, altă ordine, din cea care este urmată în carte, deci am deconstruit pentru a reconstrui o realitate ideatică în această lectură, care oferă o altă concluzie decât cea pe care a tras-o autorul în legătură cu roadele sale. Asta vreau să spun. Și în această deconstrucție, reconstrucție, cred că se poate parcurge mai multe trepte, pentru că, s-o spun de la început, în înțelegerea mea, această lucrare ne oferă totuși, sunt totuși, prin contrast cu opinia autorului, ne oferă totuși structura de bază teoretică, aș spune, completă a unei teorii praxologice a firmei. Deci, din punct de vedere teoretic, în înțelegerea mea, nu lipsește nimic. Ceea ce înseamnă, ceea ce ar trebui să însemne un elaborat teoretic praxologic al firmei, este acolo.
poate că ce se mai poate face mai departe este o operaționalizare. Adică acest aparat teoretic să încep să investighez pe cazuri particulare, mai restrânse sau mai extinse, cum stau lucrurile și în ce măsură această structură teoretică explică realist mai mult sau mai puțin de fapt fenomenele ca atare. Dar din punctul de vedere al echipamentului epistemologic, da? Al elaboratului conceptual în termeni praxologici, punctul de vedere care susține este că acestei construcții nu lipsește nimic. Chiar o să-l întreb de acum pe Vlad, ce ar mai trebui, da, elaborat în plus, în termeni teoretici, pentru a putea vorbi de o schiță sau de fundamentele integrale, da? Adică o teorie în esența sa, în familie de sale, însă împlinită, nevăduvită de elemente necesare. Ce ar mai trebui adăugat în plus față de ceea ce a făcut în această carte? Chiar sunt foarte curios. Și atunci mă reîntorc. Argumentul meu, deci, parcurge în această deconstrucție-reconstrucție câteva trepte succesive. O primă treaptă pe care o deconstruiesc și reconstruiesc în legătură cu traseul de concept de teoretizare parcurs de autor, aș numi o clarificarea statutului epistemologic actual al teoriei filmei. Aici se procedează în doi pași. În pasul întâi este pus în evidență starea precară, paradoxală, a teoretizării în domeniu. Pentru că teoria filmei este un domeniu relativ nou în cercetarea economică, care se bucură de un prestigiu deosebit pe de o parte și paradoxal, pe de altă parte, suferă, ca să-i folosesc cuvintele, de o relativă lipsă larg răspândită de cristalizare conceptuală. Iar, dacă l-am înțeles bine, această lipsă de cristalizare se vede parcă, în primul rând, din ceea ce aș numi palierele de problematizare ale teoriei moderne. Care sunt barierele de organizare? Se vorbește despre natura filmei, despre dimensiunea filmei, despre organizarea filmei. Astea sunt temele principale, barierele de problematizare ale variilor teorii ale filmei. Și atunci, lipsa de cristalizare se vede și din aceste bariere de problematizare, lipsind, în opinia autorului, și zic, mult justificat, barierul poate cel mai important. Și anume, apartenența teoriei filmei fie la teoria pieței libere, fie la cea pieței obstrucționate. Pentru că atât probleme de natură, de dimensiune, de organizare și eventual alte domenii de problematizare a filmei depind, da, de contextul în care încadrez analiza, construcția teoretică în contextul pieței libere sau în contextul pieței obstrucționate. Discursul analitic și, evident, rezultatele către care acest discurs analitic conduce diferă în funcție de această încadrare. Și atunci, unul dintre elementele vitale ale cristalizării este lipsa acestei încadrări. Ca atare, la acest palier de clarificare, autorul a statutului epistemologic, autorul specifică explicit că în abordarea sa, firma este văzută ca fenomen în cadrul pieței libere. Deci asta este ceea ce aș numi, da? Clarificarea pe care aduce în ce privește statutul epistemologic al teoriei filmei. Trebuie văzută ca fenomen în cadrul pieței libere. A doua treaptă a reconstrucției de care vă spun este următoarea argumentație pe care cartea o aduce. Firma
nu poate fi definită decât în termeni de acțiune umană a întreprinzătorului. Ideea ce s-a spus el, de acum reconstruiesc. Deci nu poate fi definită decât în termeni de acțiune umană a întreprinzătorului. Și punctul de pornire corect în teoretizarea firmei este, deci, întreprinzător din perspectiva praxologică pe care o profesează Vlad. De aceea trebuie înțeleasă condiția praxologică acestea, a întreprinzătorului. Care este subiectul investigației? Și aici pune în evidență, la acest palier, această treaptă, este pusă în evidență în interiorul abordării praxologice, a școlii austriece, existența a două filoane. Filonul căsnerian și cel robartian. Primul, al lui Kössner, foarte pe scurt, este caracterizat și are importanță mai departe acest lucru în treptele următoare, caracterizat prin faptul că el, Kössner, înțeleg că așa se pronunță corect. Da. Vorbește despre ceea ce numește întreprinzătorul pur. Eteric îl numește Vlad. Sugestiv, mi-a plăcut. Eteric. Adică... După rog, Vlad. N-am mai spus așa. Da, da. Adică... separat. Desprins de proprietate, de resurse. Și spune explicit ca să ne treabă aceasta. Ca atare pentru el, acest întreprinzător pur este marcat de o caracteristică unică, de fapt. Și anume a alertei antreprenoriale. Calitatea definitorie și unică a întreprinzătorului pentru Kössner este alerta antreprenorială, ceea ce îi permite descoperirea antreprenorială. Cu alte cuvinte, el, întreprinzătorul, este depozitarul funcției de descoperitor de oportunități de afaceri. Asta înțelege Kössner prin firmă ca fiind abordată în termeni corecți, ca fiind abordată în context corect în termenii acțiunii umane a întreprinzătorului. Aici însă această separare a funcției întreprinzătorului de funcția de proprietate, de proprietar, este problematică și conduce la complicații, unele insurmontabile, argumentează justificată înțelegerea mea, Vlad. Asta e o problemă reconstruită în această treaptă, repet. De ce? De ce este problematică separarea între proprietate și funcția antreprenorială? Pentru că el, antreprenorul, nu mai poate fi un punct de plecare în teoretizarea firmei. De ce? Pentru că el se poate manifesta în acest caz independent de poziția pe care o are în firmă sau în afara firmei, ca patron sau ca acționar, ca manager sau ca simplu angajat. Nu mai contează treaba aceasta. N-am referențat în treaba aceasta. Și asta e problematică în sine și e neproductivă, pentru că duce la complicații insurmontabile, unele dintre ele, în limpezirea, în polizarea teoretică a firmei, înțeleasă în termenii acțiunii umane a întreprinzătorului. Pe filonul al doilea, din celul abordării praxologice, cel robartian, caracteristica este aceea, prin contrast, este aceea că acest filon, deci discursul analitic al lui Robart, menține legătura între activitatea antreprenorială și necesitatea implicită a angajării de resurse practică proprietăți în această activitate. Menține legătura între funcția de proprietar și funcția antreprenorială. A doua idee importantă pe filonul acesta este aceea că ceea ce dă
nota distinctivă, amprenta decisivă, distinctivă întreprinzătorului, antreprenorului, este faptul că el este depozitarul funcției de asumare a incertitudinii. Și ca atare, întreprinzătorul este creierul firmei. Firma nu poate fi devinită decât în termenii de acțiune umană aferentă unui astfel de întreprinzător. Care? Cel care își asumă, surmontează incertitudinea. Asta, în reconstrucție, se întâmplă la treapta a doua, adică în care câștigul pe care îl obținem este acela că avem argumentația consistentă pentru faptul că firma nu poate fi înțeleasă decât în termenii acțiunii umane a întreprinzătorului, ci că punctul de pornire în orice teorie a firmei este în întreprinzătorul însuși. Treapta a treia, următoare, duce lucrurile mai în adâncime. Pentru că argumentează faptul că firma este o formă de manifestare concretă a întreprinzătorului. Adică, dacă firma nu poate fi definită decât în termenii acțiunii umane a întreprinzătorului, ceea ce este câștigul adus de treapta a doua, dacă așa stau lucrurile, atunci înțelegerea firmei depinde de înțelegerea întreprinzătorului. Vreau să găsesc identitatea, esența firmei, atunci trebuie să mă concentrez pe întreprinzătorul, unde se poate în altă parte, pe întreprinzător. Și de aceea, observați pasul în adâncime făcut. Firma nu este numai, nu numai că trebuie să fie înțeleasă în termenii acțiunii umane a întreprinzătorului, ci firma este o formă de manifestare concretă a întreprinzătorului. Și în această înțelegere, pe filonul Robartian, da, calitatea de antreprenor presupune câteva elemente ce definesc o problemă foarte importantă, după părerea mea. Și anume, el este proprietar, antreprenorul este proprietar, o calitate care definește, un element care definește, este proprietar. Pentru că deține proprietăți, resurse ce vor fi angrenate în proiecte de afaceri. Este capitalist. Pentru că trebuie să aștepte. Pentru că activitatea antreprenorială se desfășoară în mod necesar în timp. Și este întreprinzător. Emite judecăți antreprenoriale în legătură cu un viitor incert. Dacă emite judecăți antreprenoriale corecte, obține profit. Eronate, obține pierdere. Ceea mă voi opri puțin asupra a două observații pentru mine vitale, poate cu un din pretențios, pe care autorul nostru le face în acest context. În contextul acesta al elementelor din film, adică în abordarea robartiană, elementelor care definesc statutul antreprenorului. O primă observație importantă este oarecum corelativă și se dorește a fi corectivă. Pentru că autorul nostru consideră că Rothbard, vorbind despre elementele ce definesc calitatea de antreprenor, introduce un element suplimentar redundant în opinia sa. Pentru despre ce este vorba. Deci asta e o primă observație. După aceea voi vorbi de a doua observație că vă face în acest moment, la treapta aceasta de reconstrucție a treia. Despre ce este vorba? Ce element suplimentar redundant în opinia lui Vlad aduce Rothbard? Deci dacă e redundant în opinia sa, înseamnă că e problematic. Adică, practic, îl respinge. Propunerea aceasta lui Rothbard, abordarea aceasta, privind elementul suplimentar, nu o împărtășește. Despre ce e vorba mai întâi și apoi să vedem cum contraargumentează, ca să spun așa. Adică ce reproșuri aduce.
demersul lui Rothbard, care de altminte înțeleg că nu este, e oarecum, ca să spun așa, izolat în opera sa. Nu se regăsește ca o idee ce parcurge mai multe lucrări, mai multe momente ale analizei. Este într-o lucrare la un moment dat, nu reapucă aceea, nu dezvoltă. Totuși nu cred că este accidental. N-ai văzut să-i spui că este accidental, doar faptul că este izolat. Interesant cum funcționează munca de cercetare mai în detaliu și apoi să vedem ce reproș și aduce Vlad. Și să fac câteva comentarii legătură cu aceste reproșuri. Comentarii la purtător. Deci, subțin, argumentația Robert se așează în felul acesta. Managerii firmei au responsabilitatea activității operative. Și asta e cuvântul meu. Dar nu te greșesc. Adică, îl citesc pe Robert, pot cu succes direcționa producția sau selecta procesele de producție. Asta este, ca să spun așa, de ceea ce spune activitatea operativă. Proprietarul însă are responsabilitatea ultimă și controlul producției. Deci dacă managerii pot cu succes direcționa producția sau selecta procesele de producție, în schimb proprietarul are responsabilitatea ultimă și controlul producției. Adică ia decizia cu privire la cât capital să investească și ce procese anume, și ia decizia de alegerea managerului însuși. Iar toate acestea reprezintă pentru Rothbard o funcție specifică necesară producției și care trebuie renumerată pe o funcție specifică, alta decât cea de capitalism, alta decât cea de întreprinzător. Capitalistul asumându-și amânarea și întreprinzătorul asumându-și, încercând să surmonteze incertitudinea. E altceva. Și ca atare, fiind o funcție distinctă, trebuie renumerată specific, distinct, prin ceea ce numește Rothbard renta pentru abilitățile decizionale. Autorul nostru consideră, mă refer la reproșurile care aduce. Consideră că această construcție conceptuală este redundantă și aduce trei reproșuri. Trei argumente prin care susține că este redundantă, deci inutilă. Nu? Dacă e redundantă, este inutilă, nu aduce nimic. Da. Primul reproș. Spune autorul nostru. Spune așa. Nu citesc. Ideea. Că procedând în felul acesta, Rothbard, ca și Persner, da, pe care el însuși îl critică, da? Deci, Rothbard nu face altceva decât să separe proprietatea de funcția antreprenorială. Deci pe care Rothbard îl critică, când separă funcția de proprietar, proprietatea de funcția antreprenorială. Și acum cade el însuși în ea, spune Vlad. Pentru că, procedând felul acesta, el separă Rothbard, propunând această funcție de decizie a proprietarului, da? Argumentația la care subțin m-am referit. Separă, ăsta e cuvântul pe care folosește Vlad, separă proprietatea de funcția antreprenorială. Care este comentariul meu aici? Eu zic așa, a face distinția și a face separarea, a face distinție și a separa sunt lucruri diferite, nu e același lucru. La Rothbard, funcția de decizie a proprietarului este distinctă, nu separată de funcția antreprenorială. Cea de întreprinzător. Separarea cu care operează Persner, și aici este legit să vorbim, de separarea cu care operează Persner, constă în aceea că ea este unica calitate, insist, unica calitate care definește antreprenor, și anume aceea de alertă antreprenorială. De separarea în cazul lui Persner este faptul că el vorbește de unică calitate ce definește pe antrenor și aceea de alertă antreprenorială de care vorbeam. Insist pe acest statut al elaborării conceptuală lui Persner. Este unica calitate.
Fiind vorba despre o unică calitate antreprenorială, cea de alertare, înseamnă că celelalte calități, printre care și cea de proprietar, da, nu sunt luate în considerare. Și în acest sens, după părerea mea, putem vorbi la Kirsner de separare, de separare între funcția de proprietar și cea de întreprinzător. Pentru că consideră că are o singură funcție, întreprinzător. Cea de alertă, alertă antreprenorială. Celelalte nu există. În sensul acesta de prințează separare cu care operează el. La Rothbard, în schimb, calitatea de antreprenor presupune mai multe elemente ce definesc. Proprietar, capitalist, întreprinzător. Așa că, identificând cine Rothbard, funcția specifică de decizie aferentă proprietarului, plus remunerarea specifică, el nu separă, ci distinge o funcție. Identifică și distinge o funție. Fără să le separe și atât, ca dovadă că ele există. La care să nu există, este una singură. El are în vedere Rothbard mai multe funcții. Iar distingerea în context este, după părerea mea, un plus pe care Rothbard îl aduce și nu un minus. Nu este un lucru minus. De aceea, din punctul meu de vedere, reproșul pe care îl aduce Vlad nu se justifică. Primul reproș. A doilea reproș. Pentru Vlad, renta de decizie, cea aferentă funcție de proprietar, este inconsistentă conceptual și incongruentă operațional. De unde pornește acest reproș? De la constatarea că Rothbard nu precizează în mod explicit dacă rentele de decizie pot fi și negative. Să mergem pe ideea că ele pot fi negative. Atunci apare o inconsistență conceptuală. Denumirea asta de denumirea de inconsistență conceptuală este în construcția mea. Dar ideea aceasta este. Și anume cum argumentează Vlad acest lucru. Că dacă rentele de decizie pot fi negative, atunci ar deveni greu de înțeles care ar fi diferența între aceste rente ca și componenta ale venitului antreprenorului și profitul și pierderi. Ambele ar fi variabile, ar putea fi pozitive, negative. Ambele se leagă de calitatea de proprietar. Căci, și acum citesc din Vlad, dacă proprietatea ar trimite la decizie, mergând de ideea lui Rothbard, incertitudinii ce rămâne? Întreabă Vlad și răspuns așa este, nimic nu rămâne. Asta deci în cazul în care acceptăm că ele pot fi negative, pentru că Rothbard nu spune nimic despre treaba aceasta, o lasă în suspensie. Iar vorbesc de inconsistență conceptuală. Dacă însă acceptăm, cum face Vlad, situația în care nu pot fi negative, sunt doar pozitive, atunci spune el, cu cuvintele mele de data aceasta, în reconstrucție, avem de a face cu o incongruență operațională. De ce? Acum mă întorc la argumentația lui Vlad. Pentru că în cazul în care o afacere s-a soldat cu pierderi, ne-am aflat în situația contradictorie, de unde incongruența de care vorbeam, de a-l remunera pe individ ca proprietar pentru că a luat decizii și după aceea de a-l penaliza ca întreprinzător pentru că a luat decizii proaste din moment ce afacerea se soldează cu pierderi. Ăsta e reproșul. Inconsistență conceptuală și incongruență operațională, atât timp când nu precizează natura acestei rente și folosește renta de decizie ca remunerare, precizez că mă voi uita această lucruri, ca remunerare a funcției de decizie a proprietarului. Deci, acest al doilea reproș are mâine. Vlad mai aduce și un al treilea reproș. Ce spune el? Specificitatea ce devine funcție de decizie a proprietarului pe care o invocă Rothbard nu se susține întrucât este redundantă specificității funcției de întreprinzător. Adică cum? Și merg pe ideile lui Vlad. Deoarece acțiunea umană are loc în context de incertitudine,
judecății antreprenoriale sunt cât se poate de specifice, ele însele. De mă ce lucrăm incertitudine. Astfel că profitul, pierderea, ca rezultat al acestor judecăți antreprenoriale, da, pot apedepti seama ele însele, adică profitul respectiv pierderea. Pot apedepti seama de corectitudinea unor judecăți antreprenoriale specifice. Dacă ele au fost corecte, suntem pe profit. Dacă au fost eronate, suntem pe pierdere. Dau din plin socoteala, profitul, pierderea, rezultatul despre calitatea, colegiunea judecăților antreprenoriale specifice. Ceea ce înseamnă că în specificitatea funcției de întreprinzător, care înseamnă asumarea, sumontarea incertitudinii, deci suportă testul pierderii, asumarea aceasta, submontarea poate se poate solda cu câștig, cu profit sau cu pierdere. Deci, această specificitate a funcției întreprinzător, în această specificitate, spune el, intră și funcțiile aferente calității de proprietar. Deci, inclusiv, elementul decizional, adică această funcție de decizie a proprietarului. Prin faptul că este întreprinzător, el acoperă și treaba aceasta. Așa înțeleg că vrea să spune. Este acolo. E redundant. Numai trebuie să identific o funcție separată a decidentului. Pentru că întreprinzătorul care asumă, submontează riscul, da, și să este supus testului pierderii, da, toate acestea, având în spate judecăți antreprenoriale specifice, da, el asigură și specificitatea, adică captează și specificitatea deciziei, ca aparținând celui de întreprinzător. Nu este o specificitate distinctă a celui de proprietar. E? Aici a făcut răbdarea la mare încercare. Subiectul rămâne deschis. Onest vorbind, cât mă duce mintea. Am avut o discuție de tatonare anterioară cu Vlad. Onest, nu împărtășesc această opinie despre redundanța specificității funcției de decizie a proprietarului și despre, în consecință, nejustificarea remunerării distincte a acestei funcții. Și voi încerca să vă aduc un argument. Spun o poveste. Și acum, dacă sunt amabil, să... Poveste la până, da? Să vă arăt câteva idei. Voi vrea să mergem în zona aceasta, în domeniul de finanțe corporative, unde, în ultima vreme, deci ce fac eu acum? Vreau să vă aduc un argument pentru ce am rezervă față de acest punct de vedere al Vlad și să vă arăt că, în înțelegerea mea, se poate menține ideea lui Mitropa, aceea unei funcții specifice a proprietarului, funcția de decizie, și aceasta are o formă de remunerare specifică, ca și component al veniturii antreprenorului, însă alta decât cea pe care o propune el. Pentru că am văzut că aia are o problemă. Al doilea reproș este real. Este inconsistent conceptual și incongruent operațional. Și atunci, în finanțele corporative, ceea ce vreau să vă spun foarte pe scurt, ca având legătură pe care am avut discuția noastră, în ultima vreme, este o tensiune într-o filozofie managerială tradițională, care propune remunerarea managerilor, da? În funcție de indicatori bazați pe venit. Adică indicatori ce folosesc date contabile, financiar contabile. Și acesta se numește managementul bazat pe venit. Și un curent de filozofie managerială relativ mai recent, să zicem două decenii jumătate, care circulă sub denumirea de manager bazat pe valoare,
și în care se propune ca performanța managerială, nu argumentez acum într-un detaliu de ce. Sigur că nou curent, noua filozofie, reproșează vechii filozofii niște slăbiciuni, puncte slabe, dintre care aș evoca doar că e mai accesibilă ideea că, în general, datele contabile, pe baza cărora sunt construiți indicatorii de măsură a performanței managerială, pot fi manipulate. Le pot fi legal manipulate și atunci, să spun așa, indicatorii înșiși devin mai puțin relevanți. Dacă folosim datele pieței, aceasta nu mai nu, scăpăm oarecum de acest păcat al unui mediu bazat pe venit. Și un concept, aici vă să ajung, un concept crucial, după înțelegerea mea, în mediul bazat pe valoare, este acesta, valoarea creată pentru acționari. Ce înseamnă valoarea creată pentru acționari? Înseamnă câștigul în surplus obținut de firmă pentru acționarii săi comuni peste rata acceptabilă a câștigului. Ce înseamnă rata acceptabilă a câștigului? Adică câștigul pe care el mizează să-l obțină. Câștigul pe care el cer să-l obțină, mizează, cer să-l obțină ca să investească firma respectivă. Deci conceptul cheie este valoarea creată pentru acționar. Poate cuvinte, filozofia managerială bazată pe valoare are ca țintă valoarea creată. Înțeleasă ca un câștig în surplus real această idee, mi se pare esențială pentru argumentația mea, obținut de firmă pentru acționarii săi, peste rata acceptabilă a câștigului. Acum să luăm fiecare termen în parte, foarte rapid. Ce înseamnă câștigul pe care acționarii mizează să-l obțină? Este vorba despre rata acceptabilă a câștigului pentru capitalul propriu, în engleză, circulul acesta, required rate of return for equity, da, care este dată de rata câștigului fără risc plus prima de risc a firmei. Deci câștigul fără risc, hai să mergem mai departe ca să dezvolt puțin această idee. Deci rata acceptabilă a câștigului pentru capital propriu este câștigul pe care acționarul se așteaptă să-l obțină pentru a se simți suficient de bine remunerat. Și atunci, care este nivelul acestui câștig acceptabil, cerut, pe care mizează acționarul să-l obțină, investind în firmă, cumpărând acțiunile firmei? E rata dobânzii la certificatele de trezorerie pe termen scurt sau lung. Da. Aceasta se consideră în mod convențional ca fiind rata câștigului fără risc. Și prima de risc a firmei, care e formată din prima de risc a pieței și coeficientul beta. Prima de risc a pieței este diferența între riscul mediu pe piața respectivă și de câștigul mediu pe piața respectivă și câștigul fără risc. Și coeficientul beta este coeficient care arată elasticitatea câștigurilor firmei la câștigurile pieței, măsoară riscul sistematic al firmei respective. Și avem formula cunoscută din CAPM, Return for Equity, care de altfel, pe altă parte, este costul capitalului pe care firma suportă ca să procure capitalul de la acționarii săi comun, este rata câștigului fără risc plus prima de risc a pieței cunoscută cu beta. Și acesta este, deci, câștigul pe care acționarul se așteaptă să-l obțină pentru a se simți suficient de bine remunerat. Al doilea termen este câștigul efectiv pe care acționarul îl obține. Este holding period return. Câștigul pe perioada de ținere a acțiunii respectiv. Și aici avem cele două surse de venit al acționarului. Pe de o parte, fluxul de numerar generate de acțiunea respectivă pe perioada de deținere, dividendul plus eventuale plăți speciale către acționari. Da. Și avem ceea ce se numește creșterea de capital sau pierderea de capital, diferența între prețul la care acțiunea este achiziționată și prețul la care este vândut. Acesta este câștigul efectiv. Și atunci, valoarea creată pentru acționar este, cum spuneam, conform acestei filozofii manageriale, este câștigul în surplus peste câștigul cerut. Adică HPR-ul, câștigul efectiv, minus rata acceptabilă a câștigului. Dacă vrem să dăm o valoare monetară, asta se exprimă procentual, o valoare monetară, atunci este valoarea monetară creată pentru acționar de către o firmă, pe un interval de timp, dar se poate analiza, de regulă analize care am întâlnit timp de
empirică, adică ai fost date empirice, este anul, sunt datele anuale, da? Deci valoarea de piață a capitalului propriu, comunită cu câștigul acționarilor, nu se rata acceptat la câștigul. Iar valoarea de piață a capitalului propriu este prețul curent pe acțiunilor, numărul de acțiuni, deci înmulțit cu diferența între câștigul pe perioadă de ținere a acțiunii și rata acceptabilă la câștig. De ce vorbim despre treaba aceasta? Și acum ajung la chestiune. Asta înseamnă că rata acceptabilă a câștigului reprezintă, din ceea ce am spus până acum, compensația prin câștig cerută de acționari pentru riscul la care este expus investind în firmă, cumpărând acțiuni. Deci acel nivel al câștigului pe care consideră că o compensație suficientă pentru riscul la care se expun investind în firmă, cumpărând acțiuni de firmă, acțiuni de comunale firmă. În condiții în care mărimea riscului este reflectată de mărimea primei de risc a firmei, inclus în rata acceptabilă, înseamnă că rata acceptabilă a câștigului, cred că este corect să spunem acest lucru, reprezintă remunerarea acționarilor în calitate de valori de întreprinzător. Pentru că ei sunt cei care asumă, se montează riscul. Asta e un prim pas pe care îl fac. Deci rata acceptabilă a câștigului este remunerarea acționarilor comune în firme, în calitatea lor de întreprinzător. Putem să le spunem asociat, putem să le spunem investitor. Dar pe noi ne interesează întreprinzător, când vorbim în termeni praxeologici. De ce sunt întreprinzător? Pentru că sunt cei care asumă riscul. Pe de unde știu că își asumă riscul? Pe în această rată nu am prima de risc? Nu fac o corelație între, pe măsură ce crește riscul pe care îl percep, da? Deși prima corespunător crește și... Nu e vorba de riscul care îl percepi, e vorba de riscul pe care îl percepi piața, nu mai am dat unde de asta. Da, dar e vorba și de coeficientul beta care reflectă riscul sistematic al firmei după ce am îndepărtat riscul operațional, ce am diversificat. N-ați de fapt vorbit de rentabilitate, nu de câștig în valoare absolută. Da, da. Iar beta reflectă tot din piață. Da, da. Dar aceste date ale pieței, nu, sunt cele pe baza căreia investitorul, întreprinzătorul, da, își configurează mărimea câștigului pe care așteaptă să-l obțină pentru a investi firma respectivă. Da, pe totul nu așteaptă mai mult, i-așteaptă mai puțin. Dar care este nivelul pe care îl așteaptă? Cum putem să-l măsurăm? Acest instrument care ne măsoară acest lucru. Nivelul acesta este psihologic. El așteaptă o prestație de 12% și viața este... E required rate of return for equity. Da. Deci așteptată de cei care investesc. Nu? Ce la acesta, noi am tradus în românești, chiar și teoria așteptărilor raționale. E de fapt expectațiile. Nu așteptă. Adică noi... Noi, în română, la cursurile de la SE, vorbim de așteptări, în loc de expectații. Bun. Și schimba asta, fundul problemei la care mă refer eu, nu este, deci nu este un indicator mărime care exprimă comportamentul acționarului, investitorului în firmă? Este relevant pentru acest lucru? Dar cum împăcați, eu așa. Dar cum împăcați această măsură prin valorile pieței, care sunt totuși transubiective, cu conceptul școlii austriece, care spune că preferințele nu sunt măsurate? Nu, stați, nu pun asta în discuție. Păi, e totuși interesant, pentru că nu e vorba aici de o preferință individuală, că așa fiecare preferă și nu termină. Infinit. Nu, dați-mi voie. Deci, nu am un criteriu. Acum vreau să ajung la un argument pe care... Eu nu sunt împotriva. Încă o dată, deci, nu sunt împotriva. Dacă sunt lăsat să duc acest argument până la capătul la care mi-am propus, este bine. După aceea, sigur că puteți să contraargumentați. Nu sunt împotriva, indicatorului sau setului de indicatori pe care îl propune. Eu atâta... Nu îl propun.
Asta mă rog, se sau este. Dar propuneți pentru, îl propuneți pentru, eu acum interpretez, pentru chestiunea... Eu, asta nu sunt invențiile mele. Nu, 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 dar propuneți să fie folosit pentru... pentru acum, acum fac o aplicație care zic are relevanță pentru ce se întâmplă. Da, s-a spornit, de fapt a scris Capitala Situației Modern. Exact. Generația 1975. Nu spun că dumneavoastră ați inventat, dar vreți să folosiți într-un scop particular. Da, vreau să vă spun un lucru. Datele empirice de care știu eu, studii empirice, ne arată că, în bună măsură, da? În bună măsură, investitorii, da? În orientarea deciziilor care le fac, au în vedere acest lucru. Deci ce se face să decizi de investitorul? Ăla care merge și cumpără acțiuni. Care cumpără acțiuni. Nu cred că e ăla. Bine. Atunci, eu propun așa. Să lăsăm pe Costa să... Deci, eu merg pe această idee, consider, deci nu sunt ideile mele, e interpretarea care vreau să dau lor, da? Și după aceea, dacă sunt obiecții în legătură cu ceea ce spune teoria finanțelor și adepții acestui mediu bazat pe valoare, să zicem că modelul este depășit, sunt modele alte variante, dar n-am spus ca să-i unim. Deci lăsa mă interesată, pentru că din punct de vedere analizei mi se pare extrem de greitor pentru discuția noastră. Hai Costa, mergem. Deci mă reîntorc. Remunerarea acționarilor în gazeta lor de întreprinzător. Și atunci, ce reprezintă însă valoarea creată pentru acționari, adică acel surplus pe care această dată acceptată? De ce nu este suficientă remunerarea acționarilor ca întreprinzător? Adică de ce se pune problema să creezi valoare pentru acționari, adică un surplus peste rata acceptabilă? Ce rumânează, de fapt, valoarea creată ca surplus peste remunerarea întreprinzătorului? Însuși faptul că se pune bani să remunerez în plus față de caitatea lui de întreprinzător, pentru mine, este un lucru care necesită o discuție. Și sensul discuției, aici vreau să ajung, este acesta. Observăm că acționarea are o dublă calitate. Mă refer acționarii comun într-o firmă listată la bursă. Da. Calitatea de întreprinzător, ca investitor în firmă, cumpărător al acțiunilor, ce asumă, se montează riscul, remunerarea lor este dată de rata acceptată la câștiguri, conform acestei abordări, și calitatea de proprietar, ca deținător ai drepturilor de vot aferente acțiunilor cumpărate, pe regulă o acțiune un vot, dreptul de vot ce le conferă putere de decizie în firmă. Și atunci, remunerarea acționarilor comun ca proprietar, de cei care au decizii în viitoare, numărul de drept de vot pe care le-au, pot fi acționari semnificativi, pot fi acționari strategici, cu parte de control, pot fi acționari majoritari, pot avea o poziție în firmă. Da? Remunerarea lor este tocmai această valoare creată, ca surplus peste rata acceptabilă. Deci, câștigul pe care firma eventual aduce acționarilor comun peste ceea ce acționarii ca întreprinzători, investitori în firmă, cer să obțină și ceea ce înseamnă remunerarea lor ca întreprinzător, este valoarea creată. Și această valoare creată, ca surplus, este remunerat doar pentru o calitate distinctă, anume cea de proprietar. Asta era ideea pe care vreau să o precizez. În cazul acesta, dintr-o zonă a activității nemijlocite, zona de finanțe corporative, management financiar, bazat pe valoare, da? Vedem că cele există această distinție în termen de specificitate între cele două funcții, funcția de proprietar, adică cel care deține posibilitatea de decizie în firmă, în virtutea drepturilor de vot aferente
acțiilor pe care le deține, ele ilustrând doar cota parte acțiile însele, cota parte din capitalul social al firmei respective, iar această distinție specifică permite și o sursă de remunerare distinctă, specifică, surplusul peste remunerarea ca întreprinzător. În felul acesta, observați dilema din abordarea robardiană nu mai se prezentă în înțelegerea mea. Pentru că firma poate crea sau poate distruge valoare pentru acționari. Ea creează atunci când remunerează acționarii peste remunerarea pe care aceștia pretind să obțină în calitatea lor de întreprinzător, da? Iar dacă nu face acest lucru, înseamnă că distruge valoare. Nu creează valoare. Chiar dacă, spre exemplu, câștigul efectiv al acționarilor, HPR-ul, este egal cu rata cetală a câștigului, firma, de fapt, distruge valoare. Nu trebuie să gândim un termen de cotă oportunitate. Ar fi putut acționarul să investească în altă firmă, care ar fi creat acel surplus. Și acel surplus din investiția în altă firmă este pierdut prin faptul că a investit în aceasta care n-a creat. Deci a distrus. Deci, în termenii acestea, remunerarea în calității de proprietar apare, sper să nu confirmăm lucrurile, ca un fel de bonus. Și aici am încheiat discuția. Că și așa am impresia că am abuzat prea mult. Da. Mai urmează câteva trepte la care nu mai mă refer. Da? Pe timpul a trecut de mult. Vreau să spun, mă retorc la întrebarea inițială, ce ar mai trebui adăugat la Constituția existentă, așa cum apare ea, în reconstrucție, în cartea aceasta, ca să putem vorbi de o teorie închegată a firmei. Pentru că, și cu asta închei, avem în abordarea propusă de Vlad și explicarea în termeni praxeologici a naturii firmei și explicarea în termeni praxeologici a dimensiunii firmei. Problema de organizare nu mai este o problemă care poate fi încapsulată prin discurs, cel puțin așa împărtășesc, prin discurs științific, pentru că e un fenomen care nu îmi permite o sistematizare. Și mă opresc aici, cu scuze de rigoare, dacă am indiscus pe cineva și am depășit mult prea mult timp alocat. Mulțumesc, profesor Costea, pentru subtilitatea de ordin 2 și 3 cu care am intrat în această analiză. Dacă domnia sa, de cum știu, a realizat o abordare de fapt epistemologică a lucrării, să vedem colegul nostru Dragoș o abordare filosofică a acestei lucrări și să-i da cuvântul pentru acest timp. La departamentul de filozofie și științe socio-umane, una dintre specialitățile mele, domeniile mele, unul dintre domeniile mele de expertiză este etica în afaceri. Celelalte nu sunt prea interesante pentru tematica acestei cărți. Drept urmare, presupun că am fost invitat și vă mulțumesc pentru aceasta, în special pentru aceasta și, drept urmare, mă voi referi în general la ultimul capitol, la cel cu problematică etică.
Am citit toată cartea și vreau să fie Vlad aici de față să spun ce mi-a tras atenția. Da. Și anume distinția dintre capitaliști și întreprinzători, despre care s-a vorbit deja, pe de o parte, pe de altă parte critica modelului lui Coase asupra firmei și pe de altă parte distinția dintre, iarăși, obiecțiile la adresa criticii dintre, mă rog, criticii, distinția clasică, tradițională de acum dintre control și proprietate, proprietate și control. Nu mă voi referi însă la acestea, ci la capitolul ultim dedicat eticii în perspectivă libertariană. Pentru început vreau să spun că, cel puțin în linii mari, sunt adeptul acestui model pe care și eu însumi am încercat să-l sintetizez și să-l teoretizez și într-un fel în care, la care mă voi referi și în continuare. Autorul pornește de la aceste trei niveluri de evaluare a acțiunilor. Pe de o parte, distinția dintre legal și ilegal, prin raportare la legislație, nimic foarte discutabil. În al doilea rând, distinția dintre drept și nedrept, una dintre utilizări, și etic sau neetic, într-o altă utilizare cu care nu sunt neapărat de acord, bazat și pe etimologia acestui cuvânt, dar nu mă voi, nu voi intra în asta. Prin raportare la legea naturală, la dreptul natural și cu precădere la axioma non-agresiunii care stă în centrul doctrinei libertariene, care este, susține autorul și este indubitabil așa, un principiu de natură etică. Un principiu de natură etică care ne ajută, pe de-o parte, la evaluarea primului nivel, și anume a legislației. Ea poate fi legitimă sau ilegitimă, după cum una sau alta dintre legi, dintre reglementări încalcă sau nu axioma non-agresiunii. Și, pe de altă parte, se înțelege, ne ajută și la evaluarea cel de-al treilea nivel, unde avem distinția dintre moral și imoral, dintre acțiuni morale sau imorale, sau dintre acțiuni mai mult sau mai puțin morale. Și la acest nivel, din câte înțeleg, este evident că, pe de-o parte, acțiunile nedrepte, cele care încalcă acel nivel al doilea, sunt deopotrivă și imorale. Problema este ce se întâmplă mai departe. Adică dacă dincolo de respectarea acestor cerințe ale dreptății, mai există alte datorii morale. Și, din câte înțeleg, și aici aș avea un punct de o obiecție, răspunsul este mai degrabă negativ. Și anume, spune autorul, distinția fundamentală apare prin aceea că nivelul moral, așadar acesta la care ne referim, indică posibilități virtuale limitate de a face fapte bune de virtute. Posibilități care merg de la pragul minim desemnat de, de palierul etic, a nu-i transgresa libertatea și sfera legitimă a celuilalt, până la limita maximă a sacrificiului de sine, de dragul celuilalt. Se înțelege așadar, mai sunt alte două, trei fragmente în același sens, două, trei proporții, că dincolo de acest nivel al respectării cerințelor dreptății, dincolo de acesta avem domeniul mai degrabă al ceea ce se numește în etica al supererogației, adică ceea ce este dincolo de cerințele datoriei morale.
Acțiunile la acest nivel sunt lăudabile, dar nu neapărat obligatorii din punct de vedere etic. Așadar, dincolo de aceasta, nu putem vorbi de datorii morale, ci mai degrabă de virtuți. Limbajul adecvat este mai degrabă cel al virtuților. În general, se distinge chiar dincolo de acest nivel, în continuare, între acțiuni obligatorii din punct de vedere moral și acțiuni supererogatorii. Unul dintre exemple dat de mine aici este respectarea promisiunilor. Când nu-ți respecti o promisiune, este greu de spus că îl agresezi într-un fel pe celălalt. Este însă aceasta o datorie morală? Aș spune că da. Dincolo de acestea, sigur, există și acțiuni supererogatorii, ca de exemplu acțiunile filantropice. Așadar, simțeam nevoia de această distinție suplimentară pe linia, mă rog, modelului lui Carroll, nu contează, a responsabilității sociale. Mai sunt alte întrebări interesante care se pun de la această distinție, multe întrebări, și anume cum ar trebui să ne raportăm din punct de vedere moral la acțiunile legale, dar care încalcă cerințele dreptății. Sau în mod invers, la acțiunile ilegale, dar care nu încalcă cerințele dreptății. Cum ar trebui ele evaluate din această a treia perspectivă, din perspectiva morală? Acestea sunt întrebări deschise, dar care se pot pune pe baza acestei distinții foarte revelatoare și foarte importante. În paranteză, fie vorba, nu știu dacă este necesară, nu este neapărat cu referire la cele scrise aici, dacă este necesar discursul pornind de la dreptul natural, dacă este necesar ca axioma non-agresiunii să fie cumva fundamentată în această doctrină a dreptului natural. Așa cum văd eu, ingredientele eticii libertariene sunt, pentru scopurile noastre, în principal două sunt tezele principale, centrale. Pe de-o parte, tranzacțiile voluntare acceptate de ambele părți sau de toate părțile implicate nu ridică obiecții nu numai din perspectivă legală, dar nici din perspectivă morală. Și a doua, dreptul de proprietate generează și legitimare morală. Acolo scrie proprietatea firmelor au dreptul de a lua deciziile în firmele lor, mă rog, scuzați-mă. Această legitimitate morală fiind dată de dreptul de proprietate și de riscul pe care și-l asumă prin aceste decizii. Sigur, nu este vorba numai de proprietarii firmelor. În aceeași măsură și angajații și muncitorii au dreptul de a-și vinde sau nu forța de muncă. Dar problema sigur etică se pune în principal atunci când e vorba de firme și de discuții privind legitimitatea uneia sau alteia dintre măsuri, multe, multe, pe care le pot lua companiile și care pot fi discutabile dintr-o altă perspectivă etică. Ei bine, dintr-o perspectivă libertariană, foarte puține ar putea fi, sau poate chiar niciuna. Vorbind de primul ingredient, am rezumat așa pe baza ceea ce se numește, mă rog, în bioetică, principiul consimțământului informat, cum ar trebui să fie ce caracteristici ar trebui să aibă o tranzacție pentru a fi moralmente acceptabilă, toate acestea fiind necesare, dar și, mai important în contextul nostru, suficiente. Adică, dincolo de acestea, nu se mai poate vorbi de altele. Caracterul voluntar. Fiecare dintre acestea, sigur, pot risca discuții nelimitate, poate mă voi întoarce. Caracterul voluntar, fiecare dintre părți trebuie să accepte în mod voluntar termenii tranzacției și de obicei, în doctrina libertariană se lucrează cu un sens restrâns al voluntarului, al acestui termen, adică nu sub amenințare sau sub constrângere fizică.
Nu este vorba așadar de, mă rog, amenințarea de faptul că persoanele aflate în nevoie urgentă pentru un anumit produs ar alege cumva nevoluntar, în mod involuntar, aceasta fiind doctrina, mă rog, exploatării. A doua caracteră, informat, discernământul și a patra, inexistența externalităților. Discernământul este poate mai puțin discutabil. Știm în linii mari ce înseamnă avea discernământ. Pot fi probleme, unele probleme la limită, dar nu interesează neapărat acest capitol. Discuțiile privind externalitățile, iarăși, ne-ar duce prea departe. M-ar interesa însă acest al doilea element, caracterul informat. Și anume, niciunde în acest volum, nu se, în acest capitol, nu se amintește de el. Poate fi o tranzacție cu adevărat voluntară, cu adevărat consimțită de ambele părți, în măsura în care una dintre părți nu este informată, nu deține informația necesară, sau în general e vorba de asimetria informației, și anume de situația în care una dintre părți are și una dintre părți nu are informația, că sigur dacă ambele părți, dacă nici una dintre părți nu are informația, asta e viața, așa se iau deciziile în lumea noastră. Problema este însă atunci când una dintre părți deține informația și cealaltă nu. Asta era una dintre întrebări, s-a ascuns această, această importantă caracteristică. Lipsa informației sau asimetria informațională poate fi considerată un viciu de consimțământ. Sigur, n-ar fi important dacă numai aici s-ar trece cu vederea, dar de cele mai multe ori în această abordare este trecută cu vederea și de aceea mi se pare important și interesant. Trei teme. Știți cum vă luați în început? Trei teme sunt abordate. Din această perspectivă libertariană, pe de-o parte datoriile față de societate și nu numai, nu se scrie aici datoriile extracontractuale față de clienți, muncitori, furnizori, creditori și societatea în general, datorii față de mediul înconjurător și relația dintre firme și stat. În ceea ce privește primul capitol, abordarea este foarte aproape de argumentele celebre ale lui Friedman. Eu am găsit referirea la final, nu am găsit referirea exact în acest capitol, numai că referințele implicite sunt transparente, și anume ideea că nu trebuie văzut că modelul corect prin care ar trebui să vedem firma este aceasta. Un manager nu este altceva decât un angajat al proprietarilor, al acționarilor și are responsabilități directe doar față de aceștia. Și anume, mai pe scurt, maximizarea profitului. Managerii acționează ca reprezentanți, ca mandatari ai acționarilor și nimic mai mult. Orice ar face în plus, ar face în dauna acestei datorii. Și, mă rog, statul, instituțiile guvernamentale ar trebui să rezolve problemele sociale, așadar orice altă încercare de a vedea, managerul pe alte poziții ar face mai degrabă o confuzie între, între funcția legitimă a instituțiilor statului și funcția legitimă a unei firme și a managementului lor.
acest lucru ar cam suspenda oricare alte datorii, altele deficiere de ordin legal. Altele deficiere de ordin legal. Eu aș avea o îndoială în această privință și are legătură cu acest capitol, desigur. Și anume, mi se pare că ceea ce face Friedman este contestarea unui model pe care, care se numește unor multifiduciar. Și anume, ideea că managerii trebuie să acționeze luând în calcul interesele societății, muncitorilor, mediului înconjurător și multe alte interese și să încerce cumva să le echilibreze. Spre deosebire de un model în care, după cum am spus, au de luat în seamă doar interesele acționarilor. Și desigur, acesta este, nu mă voi întoarce acum de ce, modelul justificat ar fi absolut inacceptabil să vedem la același nivel interesele acționarilor cu interesele mediului, mă rog, organizațiilor non-guvernamentale care încearcă să apere mediul înconjurător și cu interesele societății, puncte, puncte. Managementul trebuie în primul rând să dea seama, să țină cont de interesele acționarilor. Acest lucru însă nu înseamnă că nu există alte datorii de ordin moral, chiar față de alți agenți decât acționarii. Și un mic detaliu din, mă rog, din textul lui Friedman spune că poate chiar el ar putea considera așa. Adică el spune, ținând cont, mă rog, de legi, dar și de alte cutume morale ale societății. Așadar, este posibil, nu spun că da sau nu, să existe și alte datorii chiar față de alți stakeholder, cum se numesc ei de obicei. Însă aș face o distinție între a lua în calcul interesele acestor stakeholderi pe exact același nivel cu al acționarilor și a respecta drepturile acestora și a avea datorii față de aceștia. Spre exemplu, problema outsourcing-ului care este aici, discutată din această perspectivă. Este outsourcing-ul de localizare blamabilă? Avem aici două probleme. Pe de o parte, trebuie luate interesele societății, comunității din care se pleacă în exact aceeași măsură în calcul ca interesele acționarilor. Sigur, dacă le-am luat, nicio delocalizare n-ar mai fi justificată, nu? Pentru că orice delocalizare afectează acea comunitate. Răspunsul este mult justificat, nu. Putem însă vorbi de datorii, de obligații față de acea comunitate? Nu spun da sau nu, dar spun că este o altă întrebare. Cineva, de exemplu, ar putea susține că există promisiuni, întorcându-ne la promisiuni implicite sau explicite față de respectiva comunitate și nerespectarea lor este blamabilă din punct de vedere moral. Chiar dacă acest lucru nu înseamnă că interesele respectivei comunități ar trebui luate în calcul în exact aceeași măsură. Ceea ce nu este justificat. Așadar, vreau să accentuez această posibilă distinție care se poate face. Acest lucru este scris aici? În ceea ce privește al doilea, a doua secțiune, abordată din acest punct de vedere, relația firmei cu mediul înconjurător, este important dacă un mediu nepoluat nu reprezintă o valoare absolută. Acest lucru se spune de multe ori teoretic, de alte ori se uită, chiar atunci când se susține teoretic. Și anume există un trade-off între această valoare și multe altele, la fel cum există un trade-off între siguranță, de exemplu, a produselor și preț.
nu ne permitem întotdeauna să societatea nu își permite întotdeauna să impună cele mai înalte standarde privind poluarea. Un mic detaliu era, se referea la critica principiului precauției, care desigur este o veșnică problemă pentru această abordare libertariană. Este dată, este criticată aici o formă tare a principiului precauției, care spune că nu e tehnologie, nu poate fi utilizată decât după ce suntem siguri că nu afectează irreversibil mediul sau utilizatorii. Conform acelui principiu, autoritățile nu trebuie să vină cu dovești științifice conform cărora o recoltă biotehnologică modificată genetic este nesigură înainte de a o interzice, trebuie doar să afirme că n-a fost dovedită ca fiind complet inofensivă. Așadar, este de acuzat utilizarea organismelor modificate genetic atâta timp cât nu a fost dovedită ca fiind complet inofensivă. Și sigur, în această formă este greu de acceptat principiul precauției, pentru că cam împiedică orice progres. În ce situație, în ce context am putea fi sigur că una sau alta dintre tehnologii, una sau alta dintre produse, nu afectează în mod sigur, irreversibil, mediul sau utilizatorii? Probabil foarte rar. În această abordare se face aici analogia foarte justificată cu problema sarcinii argumentării într-un proces penal, prezumția de nevinovăție. Ce înseamnă prezumția de nevinovăție? Că sarcina argumentării stă pe umerii celui care acuză, nu celui care se apără. În același fel se spune aici, ar trebui ca sarcina argumentării să stea pe umerii celui care susține că una sau alta dintre tehnologii este, afectează într-un fel mediul sau utilizatorii, nu pe umerii celui care se apără. Tocmai de aceea, susțin totuși că o formă slabă se poate susține a acestui principiu al precauției, care ar fi, putea fi formulat cam așa, nu eu sigur îl formulez, nu numai eu, atunci când există dovezi plauzibile, chiar dacă nu sigure că activitatea umană poate conduce la prejudicii semnificative și irreversibile, trebuie să luăm măsuri pentru a evita sau limita riscul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru început sarcina argumentării, sarcina argumentării, stă pe umerii celui care trebuie să susțină că este ofensiv, că afectează mediul. Însă, în măsura în care acesta a oferit indicii rezonabile că acest lucru ar putea fi plauzibil, că ar putea fi adevărat, dovezi plauzibile sau indicii rezonabile, sarcina se mută pe umerii celelalte părți. Acum ne putem întreba, sigur, ce înseamnă indicii rezonabile, ce înseamnă dovezi plauzibile și dacă în cazul nostru particular organismele modificate genetic s-au dat sau nu astfel de dovezi plauzibile. Dar totuși, cred că există o diferență între, chiar acceptând această utilizare a unei, faptul că această sintagmă nu are un înțeles clar, se poate face distinție între aceste două principii. Cam atât aveam să spun. În ultima parte se face o aluzie la o posibilă legitimare a la mite atunci când se face pentru accelerarea deschiderii, de exemplu, a unei afaceri, nu în mod necesar, ceea ce se numește plăți de facilitare. Ce înseamnă plățile de facilitare? Mai pe scurt, ceva care o sumă dată pentru a se întâmpla ceea ce ar trebui să se întâmple. Adică ceea ce este legal, ceea ce este legitim, plățile respective se dau doar pentru accelerarea unui proces birocratic.
Acum nu spun, nu dau un răspuns final în privința acestora, probabil că autorul își permite, dacă ar preda etică în afaceri, probabil că n-ar mai putea preda cu aceeași tărie, mă rog, nici aici nu e neapărat cu tărie, dar n-ar putea oferi nici măcar argumente pentru acceptarea plăților de facilitare, pentru că nu ce se întâmplă dacă și eticienii fac acest lucru, înseamnă că, mă rog, continuarea... Nu mai avem scăpat. Da, exact. Și de aceea obișnuiesc să dau câteva obiecții la plăție de facilitare, totuși recunoscând că sunt în mod esențial altceva și că ele pot fi legitimate cu precădere atunci când și alții le utilizează. Deși, de asemenea, acest argument potrivit căreia toată lumea face așa este privit cu rezerve justificate în etică. Un punct special pentru ultimele pagini, pentru ultima secțiune, privind încercarea de a schița o doctrină socială ortodoxă și de a o împleti cu piața liberă. Fără să fiu specialist, mi s-a părut foarte interesant și foarte original. Acum văd că în ultimul timp avem dificultăți și ne-am plătit doctrina socială catolică cu piața liberă, de la ultimele declarații ale Papei. În mod normal, cred că această reconciliere ar fi considerată, măcar prima facie, inițial, chiar mai dificilă în cazul doctrinei, în cazul confesiunii ortodoxe. Nu știu. Dar m-a interesat și mi s-a părut foarte atractivă această încercare a autorului. Și cam atât am avut de spus. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Omul devine setos de etică. Dacă privit în Sfânta Scriptură nedreptăți strigătoare la ceruri sau imoralități ale piețelor sau găsire de fapte spășitoare, se pot realiza în tot locul de la capitalism și piețe până la ce până aici colegul, bunuri monetice sau mită. Deși în cadrul comunicării noi discutăm despre lobby, sau alții trafic de influență, facilități, costuri reduse de tranzacționare, de birocratism. Cunosc oameni ca jurnalist în anii 90 care au venit ca șef de firme și sunt consultanți pe aceste deschideri și facilități birocratice, cunoscând mediul de afaceri românesc. Înainte de aceste discuții și întrebări, aș dori spus și domnului Costea și cu acordul și bunăvința noastră, ca să păstrez un moment de reculegere pentru colegul nostru, profesora Elena Dorel, decanul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, care e moarte cu îngenătoare, m-a tulburat de dimineață, dar asta este viața și de aceea propun acest lucru pentru un om care stă pe tărâmul științei. Asta. Vă pot să mulțumesc, foarte mulțumesc că Facultatea de Economie era în miezul problemelor, cum am mai spus, doctrinare și inclusiv acestor școli de gândire economică, cele care dau și induc studenților în cultură. Acum, aș dori, dacă sunt întrebări directe ale autorului sau argumentației referenților la fel de un aspect sau altul, Este o conexiune ca mine, Alexandru, cu Popovici Alexandru. E o conexiune acolo. Pentru Vlad, am două întrebări. Da, Justin Alexandru, doctorant. Da, două întrebări pentru Vlad. Una, în actual context în care întreprinderile mici și mijlocii, să spunem antreprenorii mici și mijlocii, au numeroase probleme în ziua de astăzi ca să reziste pe piață,
ce sfat ne dai în această situație ca să reziste? Și a doua întrebare, dacă ai fi ministrul economiei sau al finanțelor, ce ai face pentru întreprinderile mici și mijlocii, deci pentru antreprenorii mici și mijlocii care, așa cum am spus, se confruntă cu multe probleme în ziua de astăzi? Răspund imediat, mai ales că a fost discuția și cu concertul austriac și 150 de firme din Tacovana care ar dispare dacă acela intră operațional. În modul cum am ridicat eu problema, nu privilegiază IMM-ul ca și categorie de firme. Deci, a priori, nu pot să laud IMM-urile în dauna firmelor mai mici, mici, întreprinderi sau corporațiilor. Și atunci, sfaturi antreprenoriale n-am. Ca economist, înțelegând că cadrul organizat în care se mișcă e prea intervenționist, le-aș da sfatul care multe lumea ar plăcea. Să nu ia fonduri europene, să nu inițieze proiecte publice, să inițieze cât mai multe proiecte private și să se coalizeze în proiecte politice care sunt constituitoare, de a reduce povara etatică. Sfaturi mai concrete de business nu am pentru ei. Dar să nu depind tot felul de simplificări și să-și asume impostața eroică de a nu se extinde prin cooperarea asta cu sfera publică. Nu-mi dau seama dacă e satisfăcător. Dacă aveai altceva mai concret în minte... Mi-a plăcut treaba cu că ar trebui să se asocieze proiecte politice. Asta, dar cred că asta e o șansă. Lucru care e complicat, că după aia se pot caracteriza și pot deveni activ politic și cere privilegii când descoperă că sunt auziți. Deci, e o sferă în sine de discuție. Până atunci mai e. Da, putem accepta observația și de... Ce vreau să pot coalizare? Da. Iar dacă aș fi ministru, în primul rând, o iau ca pe imposibilitate, dar nu știu cum zic filozofii, nu e chiar de dicto, dar e de regulă. Adică, n-aș ajunge ministru decât într-un context în care... Deci, dacă cineva vine și ar zice, topane, le-am încercat pe toate și nu iese nimic, așa că hai, te face ministru și ce zici tu, aia faci. În condiția asta aș accepta să devin ministru și bineînțeles că, nu știu, poate ca să nu se smintească toată lumea, n-aș propune direct desfințarea statului, dar aș propune niște reforme masive, masive în direcția pieței libere. Masiv, masiv, adică dacă vei stă mult, dar nu mulțim. Da, mulțumesc. Asta după cartea lui Walter Brock și lecția de economie, a treia era ce a făcut statul cu banii noștri. Topan a fost impresionat de cartea aceea și mereu își pune podul de la Basarab, se vede, și aprecia statul că a făcut lucrul ăsta. Dar alte lucruri sacrificate nu se văd și atunci statul cu stat e mereu lăuzat și nu în pace. Un alt întrebări, dacă există, pentru referență, domnul Popovici, poți. Vreau să spun că, pe de-o parte, e adevărat, n-am citit cartea, dar, din ce am auzit, nu mi se pare că acest scepticism să fie de rău augur sau de criticat. Pentru că este, la urma urmei, cum să spun, este acea îndoială cartesiană care trebuie să stea și s-a încercat să se stea de 400 de ani la baza cercetării științifice. Trebuie să începem cu o îndoială cât se poate mai extinsă ca să putem ajunge la certitudini din ce în ce mai solide. Așa că, sigur, nu trebuie judecată decât în funcție de rezultatul la care s-a ajuns la sfârșit. Nu de începutul și chiar de parcursul ei. Pe de altă parte, chiar mă bucură când am auzit despre acea introducere, acea încercare finală, am înțeles, de a încerca să vedem aspectele pe care le-ar putea aduce o morală creștină. Mi se pare mai puțin important dacă este ea neapărat numai ortodoxă, sau și catolică, peste toate cele diferențele care precis există, e la bază o
doctrină comună creștină, nu neapărat, cum să zicem, nu neapărat o doctrină, dar în tot cazul o etică creștină care este esențială amândouă. Și asta mi-aduce aminte de discuția pe care am avut-o la acea ședință de demult, chiar era la universitate, în care eu am ridicat problema dacă pe lângă aspectul de libertății care depinde de proprietate, nu este și un aspect mai profund care depășește proprietatea propriu-zisă în considerarea libertății omului sau a naturii umane sau a esenței libere a omului, care să fie dincolo de etica propriu-zisă economică. Și cu dânsul m-am împăcat, pentru că am ajuns la concluzia că totuși e necesară și o perspectivă existențială pe lângă cea pur economică, și acea perspectivă existențială n-am nimic împotrivă să fie și cea creștină, care privește mai sus decât acest lucru. Și din punctul ăsta de vedere mi se pare încă un lucru bun. Nu mă pot pronunța în ce și privește alte amănunte sau nu știu ce, dar aș mai pune o întrebare domnului Munteanu, ca să nu rămânem cumva supărați așa. Eu nu am contestat, nu. Atunci când m-am întrerupt și nu vreau să... mi se pare, nu spuneam că n-aș fi de acord cu acea propunere pe care ați adus-o relativ la plata pe care ar diferențiată, care ar trebui, sau modul de evaluare al plății diferențiate între posesorul și întreprinzător, ci mi se părea și chiar mi se pare un lucru corect cum ați propus dumneavoastră, indiferent că mai pot să fie și altele sau nu știu de, dar în tot cazul nu mi se pare că nu e incorect. Însă vreau să întreb, totuși această evaluare este o evaluare cantitativă până la urmă, într-un fel sau altul, bazată pe diverse criterii, dar totuși cantitative. E vorba de o evaluare a unor preferințe și a unor valori. Și atunci întreb, în contextul în care se discuta despre doctrina libertariană, cum se împacă teza caracterului nemăsurabil, necantitativ al valorilor și al preferințelor și al utilităților cu o abordare care este totuși cantitativă și care mie, din celălalt punct de vedere, simpatizez cu ea, că totuși trebuie să există și niște criterii obiective, pentru că altfel unul poate să spună, mie mi se pare că ăsta ar trebui să fie nivelul riscului, și celălalt să spună, iar mie mi se pare că atât ar trebui să primesc. Poate mai mult, poate mai puțin, fiecare cum ar fi. Între aceste două poziții subiective, poate rezonabile, dar atunci, fără nicio cale de mediere, o poziție care să presupună că într-un fel sau altul se poate face un trade-off între acestea două, bazat pe anumite criterii mai obiective decât simpla părere și decât simpla intuiție, la urma urmei, că poate, eu nu contest că n-ar putea să fie juste, dar amândouă s-ar putea să nu poată să fie acceptabile în același timp. Și atunci trebuie găsit o cale de justificare a soluției, dacă se caută o soluție, da? Și deci asta aș vrea să pun întrebarea, cum s-ar justifica din punctul de vedere al doctrinei libertariene o astfel de abordare cantitativă? Sau alta, dar tot cantitativă. Da. Deci dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, atunci v-aș răspunde de felul următor. Deci aici suntem în zona problematicii calculului economic.
întreprinzătorul face calcul economic. Unul s-a știut ca să în zona acțiunii. Da. Acțiunea umană, dar e postalizată în calcul economic. Da. Un întreprinzător poate să facă calcul economic și să ajungă la concluzia că acel nivel al câștigului așteptat, da, pe care îl deduce, având în vedere cele două componente, adică rata câștigului fără risc și prima de risc a acțiunii firmei respectivă, a firmei, este o compensație suficientă pentru riscul pe care percepe că se expune, s-ar putea să nu consideră acest lucru. Aici poate să influențeze, spre exemplu, atitudinea față de risc. Da, dar nu contest asta, dar eu vorbesc principial. Pe principial, atunci este o problemă de calcul. Asta sau alta. Nu e problemă de ceea ce spunem și noi. Atunci cum se poziționează, eu curiozitate, cum se poziționează, v-a spus că suntem în doctrina calculului economic, cum se poziționează, din punctul de vedere principial, doctrina libertariană cu calculul economic. Păi, îl acceptă sau nu îl acceptă? Să începe, dar de asta e și vorba aici. Dar dacă îl acceptă, nu se va făcută în ceva. Atunci când construim explicații teoretice, spre exemplu, apropo de preferințe, atunci, în sensul acesta, în explicația teoretică, folosirea ca argument, da, a cantitativismului, a instrumentelor cantitative, este problematică. Păi, dacă mie mi s-a protestat când am ținut expunerea despre Karl Menger, când am spus că el spune că ar trebui ca necesitățile și recompensele umane economice să se bazeze pe necesitățile primare biologice, ceea ce putea să fie sau să nu fie acceptabil în general, dar oricum părea și pentru mine a fost surprinzător față de doctrina oficială libertariană, domnul Doban a fost șocat că poate să există o asemenea afirmație. Deci, la fel sunt șocat și eu acum că într-o teorie a firmei, pe care eu socot că trebuie să fie și un calcul economic, cum să facă o teorie libertariană cu o acceptare a unui calcul economic? Tocmai, dacă îmi dați voie să răspund eu, tocmai înțelegând natura specială a acestui proces intelectual, așa cum îl construiește Mises. Pentru că sunt așa câteva straturi de probleme. Întâi, calcul economic nu este într-o unitate absolut obiectivă, ea e în termeni monetari și atunci cară după sine natura monedei. Și natura monedei, deci moneda, deși pare o chestie foarte obiectivă, ca și au trecut în Anglia în catastife cu unități de măsură la un moment dat. Că și imaginau că lira e ca metru. În teoria economică, utilitatea unei unități monetare nu e intersubiectiv comparabilă. Și atunci, chiar dacă dumneavoastră faceți calcule monetare și obțineți un câștig de 10 și eu fac calcule monetare și obțin un câștig de 10, acel 10 e obiectiv. Dar voastră nu e același cu al meu. Exact. Și atunci, cele două le ducem la pachet. Deci noi facem calcule pe aspectul obiectiv, dar e întotdeauna prezent și aspectul subiectiv. Ele nu se rup niciodată. Dar sunt calcule. Ceea ce nu se acceptă. Atunci vine... Nu asta se acceptă. Ce nu sunt, ele nu sunt măsurători de pildă. De pildă. E o discuție mai complicată. Doi la mână. Partea de calcul iarăși se estompează sau e înțeleasă în deplin context când realizăm că în calculele antreprenoriale dă pe expresie monetară unor prețuri istorice, care sunt mai certe, care sunt intersubiectiv probabile, dar dă pe expresie monetară unor prețuri viitoare, anticipate. Și atunci acolo aspectul cardinal 10 e doar și el printre rânduri. Pentru că esențial e, eu îmi imaginez că o să obțin 10, anticipez că o să obțin 10, dumneavoastră anticipați că o să obțineți 25. Da, și dar o statistician mea va spune că obțin 10 sau 25 cu un anumit nivel de certitudine sau de probabilitate. Asta... Deci nu e neapărat o chestie strict subiectivă, ci o chestie care este valoabilă. Nu. Sunt lucruri speciale. De exemplu, am o firmă și falimentul firmei mele. Dau un context particular. Și atunci calculul îmi permite să dau expresie și acelei judecăți.
Și atunci, asta e ideea. Linia de discuție e înțelegerea naturii calculului economic la Mises, în care aspectul de calcul e prezent, dar are multe elemente esențiale pe lângă, care îl face să difere de o măsurătoare, de o extrapolare și de foarte multe chestii de natură tehnică, dacă vreți. E bine că este așa, dar principial se susține altceva. Nu. Nu, cei atenți la calcul înțeleg natura. Eu când am citit Mises și mai ales popularizatorii lui Mises și ai aveți dreptate, sunt mai buni și mai răi, în momente mai bune și mai răi. Nu se prea acceptă candidatul. Momentul și nu Cristi. Da. Sunt scurt de tot. Am două comentarii și o întrebare către Vlad și o posibilă întrebare lămuritoare către domnul Costantin. Deci, primul comentariu e așa. Începând de la, să spunem, Aristotel, omul e animal social. Deci întâi e animal, după aia e social. Marx îl consideră pe om mai aproape de animal, că vezi, Doamne, muncește ca și pasărea să-și facă cuib. Keynes îl consideră pe om dominat în acțiunile lui de spirit animalic. Deci apar tot timpul ideile astea de animal. Mie mi se pare că omul nu e animal. E mult mai mult decât animal și nu o să găsim niciodată în viața sau în existența unui animal, că e el stup, că e el furnicar sau ce mai vreți dumneavoastră, nu o să găsim așa. Nu o să găsim piață, schimb. Nu o să găsim economisire, adică nu o să găsim capital. Nu o să găsim prețuri. Nu o să găsim firme. Adică, de fapt, noi când citim pe toți acești gânditori care i-au alimentat în plin pe socialiști, ignorăm ceea ce este de fapt omul, mai presus decât animal. Da, mâncăm ca animalele, sau mai puțin ca animalele, facem multe lucruri pe care le fac și animalele, dar noi suntem oameni și diferim de animale prin niște lucruri pe care inclusiv colegul meu le-a scos în evidență. Firma este unul dintre acele elemente. Este o formă de cooperare care, pe care o găsim doar la oameni deocamdată. Și o cooperare foarte avansată care a permis să vedem tot ceea ce vedem în jurul nostru. Și e foarte bine că ne preocupăm și că există preocupări pe această idee a teoriei firmei, a teoriei unei forme de cooperare foarte avansată. Și un alt lucru care vreau să-l puntez și care arată meritul acestui demers este că foarte mult în vremea noastră modernă se vorbește de firma A care a făcut. Firma A nu face. Că firma nu are personalitate. Dacă îmi spune cineva din sală că a vorbit cu o firmă, eu cred că, în urmă, ori considerăm nebun, ori eu sunt nebun. Firmele nu sunt lipsite de oamenii din spatele lor, care au diferite roluri, capitaliști, angajați, etc. Și acum am o întrebare pentru Vlad. În ce măsură teoria firmei pe care a gândit-o explică diferențele acestea de forme de organizare la nivel de firmă. E clar că dimensiunea firmei nu contează. Firmă mică, mare, n-are treabă. Teoria firmei le explică pe toate. Dar cum explică teoria firmei răspunderea limitată, nelimitată și combinația între ele? Adică există SRL-ul, care e o firmă, și acolo acționarii au răspundere limitată. Limitată în fața terților, creditori, furnizori, clienți, și există firmele cu răspundere nelimitată, în care acționarii aduc și casa lor și proprietatea lor, nu doar raportul la capitalul acelei firme. Putem aici să mergem cu teoria firmei mai departe, să împărțim capitaliștii aceia în două categorii, sau eventual să-i considerăm capitaliști autentici, doi pe cei care își aduc și casa în firma respectivă. Adică aș vrea să văd punctul de vedere. Iar legat de modelul domnului Munteanu, eu am serioase dubii acolo la următoarele două lucruri. Formula pe care ați dat-o dumneavoastră de valoarea de piață, prețul de mâine și prețul de astăzi al acțiunii, cu acele plăți suplimentare, dividende plus, este o formulă de calcul al randamentului pe care îl aduce investiția într-o acțiune. Și acest randament se calculează day by day și se privește istoric. Îl poți privi pe o perioadă de o lună, un an, cât vrei tu. Îl calculezi istoric, zilnic, săptămânal, lunar, acel randament după formula adusă dumneavoastră și uitându-te apoi istoric pe acele randamente, tu îți faci o așteptare de randament pentru viitor, bazându-te pe o medie și o dispersie acestor randamente individuale calculate după formula dumneavoastră.
Adică un investitor își face o expresie, își formează o așteptare de randament bazându-se pe prima formulă dată de dumneavoastră, mă rog, nu știu dacă prima, a doua, prețul acțiunilor de mâine minus cele de azi, deci privind în istorie. Și își formează acea așteptare de randament. O a doua, asta a fost într-o primă fază a teoriei portofoliului. A doua, al doilea pas l-a făcut William Sharp cu acel CAPM, care zice, dăm deoparte varianta în care antreprenorul își face așteptarea bazându-se pe medie dispersie și formula acelui randament și își formează așteptarea acum altfel, așteptându-se să câștige rata fără risc a pieței plus prima de risc asociată doar riscului sistemic, pentru că riscul individual îl poți ignora prin diversificare, îl poți anula prin diversificare. Mai departe, teoriile au evoluat și au apărut alte modele de formulare a așteptării cu privire la aceste randamente. APT-ul și ce știm noi mai departe. Ceea ce îmi spune mie în felul următor, că atunci când tu vrei să investești niște bani, îți formezi o așteptare de randament, uitându-te fie la variația prețului plus dividendele potențiale, care, atenție, că include profitabilitatea acolo, fie la cât de volatil, tot istoric vorbind, este acțiunea mea față de piață și am riscul sistemic și vreau să fiu remunerat pentru el. Sau alte componente pe care le aduce APT-ul și variantele îmbunătățite. Dar atât iau în calcul. Ceea ce spuneți dumneavoastră că aș lua în calcul și, eu cred că acolo e o definiție greșită a surplusului ăla pentru acționari. Adică când spuneți că o să iau în calcul și ce mi-aduce mie managerul peste ce mă aștept eu, eu cred că acel element intervine doar când selectezi tu managerul în calitate de acționar. Adică eu, acționar fiind, îmi aleg un manager și îl aleg pe acel manager care mi oferă cea mai bună variantă care mi atinge și așteptarea mea și eventual peste, mai mare sau egal cu acea așteptare. Dar nu o să iau un manager care oferă un profit, un randament mai mic decât așteptarea mea. Că e ca și cum ai zice, domnule, e un manager care clar mă duce către o pierdere. Deci nu intervine când investesc, ci când aleg managerul. Nu când aleg acțiunea așa în care eu investesc. Se producție. Da. Asta e impresia mea. Din ceea ce știu eu din teoria portofoliului. Nu, răspunde din asta, să o dăm mai întâi. Deci spunea de formula mea. Da. De formula mea. Nu știu, da. Se folosește în literatură. Da, da, da. Deci, câștigul pe perioada de deținere a acțiunii nu este o așteptare. E instrument din care măsoară efectiv care sunt veniturile pe care le pot obține, da? Pe care le obțin, la anumite perioade de timp. Trecute, istorice. Pe trecute, da, pe domeni. Și folosesc? Expresia procentuală este ca să pot să-l pun în relație cu rata acceptabilă la câștigul, pentru că asta este tot în expresie procentuală. Și acea formulă se calculeze în formulă în expresie monetară. Expected return poate fi, ascultați-mă, asta este câștigul pe care pot să-l calculez, că mi-l-a adus acțiunea pe care am dat. Deci în momentul în care am cumpărat-o, până în momentul în care am vândut-o. Sau pot să-l calculez pe un interval de câțiva ani. Nu. Sau pe un singur an. Asta este instrument. Profesor. Deci nu ai nicio legătură cu așteptările. Ba da. Ba nu. Ba da. Acolo este vorba de prețul la care am vândut-o, sau la care pot să văd în momentul în care fac analiza, să vând, și prețul la care l-am cumpărat. Ceea ce ați dat dumneavoastră de asemenea, de asemenea este dividendul pe care l-am încasat în baza acțiunii. Intră în același interval de timp. Ăsta e formula randamentului clasică din finanțe. Și este randamentul daily return. Și daily return ăla, sau monthly, sau weekly, daily return ăla dat de dumneavoastră, se calculează o medie a lui și îmi pot forma așteptare. El îmi analizează ex post cât am câștigat. Da, și pe baza analizei ex post... Deci ce important e că îi spui randament. Și care face distinția? Păi, acel oricum, return... Ăsta este câștigul pe care mi l-a adus efectiv firma, da? Da. Pe când celălalt este câștigul pe care îl pretind să-l obțin. Păi, și ăla l-a obținut de două feluri. Mă uit la o medie a randamentelor. Tot ăla poate să fie prin formula Gordon sau prin formula CAPM, care mi se pare mai completă. Faptul că au apărut niciuna după aceea alte formule mai complete decât Gordon. Niciuna. Toate au apărut. Mai complete decât Gordon. Faptul că au apărut altele, asta nu mă impresionează. Sunt o infinitate. Datele de pricină arată că aceste analize folosesc în continuare. Oamenii carnișoase folosesc și CAPM-ul.
Deci nu este lovit de irelevant acest lucru, că au apărut și alte formule mai sofisticate. Nu, dar și important este că asta duce. Am ales o întrebare interesantă, domnul profesor, dacă le folosesc la presiunea pieței libere sau le folosesc pentru că există anumite legislații a contabilității care acreditează anumite formule de calcul ca valide. Pentru că părerea mea e că toate aceste probleme de calcul suferă de probleme generale ale teoriilor. Dar nu e problema aceea de calcul. Eu vreau să spun de faptul de idee. Poate cuvinte, firma poate să-mi dea un câștig care depășește cel pe care am așteptat. Poate cuvinte, firma livrează mai mult decât mă așteptam. Exact asta e explicația pe care o folosesc ei. Și acel câștig peste ceea ce așteptam, care este instrumentul de măsurare a ceea ce așteptam? Am propus și APM-ul, pot fi și alte instrumente. Da, media, domnul profesor, ascultați-mă, media randamentelor trecute și calculate cu formula aia. Și cel de la covrigărie, de la ASE. Își face o medie a vânzărilor. Nu își face nicio medie. Ăla nu își face medie. Sau nu își face, da. Nu lucrează el. De asta zic că... Dumnezeu, nu poate și face APM-ul. Are niște așteptări, da, care pot fi hunches, aiurea simple, necantitative. Da. Mă rog, trebuie la un dat să fac niște socoteli, dar nu știu face. Poate cuvinte vreți să-mi spuneți că este imposibil să determin dacă firma îmi dă un câștig mai mult decât am cerut. Nu, ce vreau eu să spun este că acceptat acest lucru. Anticipativ, da, și anticipativ mi se pare lipsit de sens. Cum ai? Adică ex post pot descoperi asta, dar și profitul surpriză pe care îl dă covrigăria e tot profit. Și nu adică are zic, sens pentru viitor. Este chiar mai bună decât am crezut. Am surmontat incertitudinea chiar mai bine decât mă așteptam. Nu e deloc dependent de ideea asta. Înțeleg că vreți să spuneți că această abordare bazată pe valoarea creată pentru acționar nu se susține. Nu. Cred că nu împărtășesc treaba aceasta. Da. Dar trebuie să mutăm discuția în zona aceasta. De ce nu se susține? Și aș mai vrea să mai spun ceva. Apropo de ce ați spus și de îmbinarea obiectivității cu subiectivitatea. Noi, în general, sau cei care privesc din afară puțin statistica, sunt obișnuiți cu abordarea pur obiectivistă a ei. Dar există și statistica bayesiană care ia în considerare și expectațiile și estimările inițiale ale celui care evaluează. Și în același timp vede ce corecturi aduce desfășurarea ulterioară. Deci nu neapărat... E susținerea ceea ce spuneți dumneavoastră. Exact. Discuția devine mai complicată. But it's more of the same. Pot să vă furnizez analize empirice de genul acesta. Pe firma General Electric, da? Pe perioada anilor 90, să spunem. S-au măsurat acești indicatori. Adică, care a fost câștigul efectiv al acționarilor în fiecare din anii perioadei respective. Care a fost rata așteptată a câștigului pentru a aici am plecat asta cum s-a calculat. Dar oricum o să fie o dată cum s-a calculat. Păi o să-i dau o procedere. Să intervievești și să spui pe cât te aștepți. Și apoi, pentru anii în care câștigul efectiv a fost deasupra celui așteptat, da? S-a considerat expost, da? S-a putut măsura cât a creat, care e valoarea în cazul respectiv de miliarde de dolari. Și anii în care au fost și anii în care nu s-a făcut așa ceva, firma a distrus valoare. Și atunci, din moment ce astfel de abordare managerială operează cu acest surplus. De ce am nevoie de acest surplus? Pentru că în felul acesta se face un criteriu de departajare între firme. Firme care creează valoare pentru acționari, firme care nu creează valoare pentru acționari. Și se spune că tendința comportamentală este aceea, tendința este aceea de a te orienta către firme care, istoric vorbind, se dovedește că au creat valoare decât mai bun n-au creat valoare. E prinsă în așteptarea de la și asta intră în comportamentul real pe care susțin aceste studii al investitorilor. Complicată de nivelul 3 de subtilitate. Și atunci voi trebuie să punem discuția, să-mi arătați că aceste instrumente de măsurare sunt irelevante. Se răspund un discuție, apropo de ideea de SRL? Da. Nu, un răspuns în birou. Și colegul care aș avea să zic două obiecții. Adică tu, Vlad, ai zis, dar mi se pare că n-ai subliniat destul de mult, ideea de obiectivitate versus subiectivitate în economie nu se lucrează cu obiectivitate, se lucrează cu ceva care este intersubiectiv recunoscibil de către noi. Evident, motivul pentru care intersubiectiv recunoscibil de către noi ceva este, în fine, poate din natura universului, vedem la fel, poate auzim în același fel chestii care sunt, să zic, dependente de fizică. Motivul principal al calculului economic și pentru care el nu e același tip de calcul
ca un matematic sau deși folosește aceste instrumente, este că cu cât este mai extins pentru toată lumea și cu cât informațiile pe care le au oamenii despre resursele din jur sunt mai extinse, cu atât ele e mai precis pe cantitățile fizice. De exemplu, același tip de calcul economic nu poți să-l faci în bartă. Ei nu ai cum să adune acele cantități, nu ai cum să le manipulezi în absolut niciun fel. Deci ele, nu aș vedea chestiunea ca o diferențiere clară între subiectiv și obiectiv, ci mai degrabă e un, să zic, un principiu de second best, intersubiectiv recunoscut. Ne dăm seama că toți avem o estimare subiectivă a tuturor din jurul nostru, dar din compunerea acelor estimări subiective poate să rezulte ceva mult mai relevant pentru ceea ce reprezintă universul, să zicem, resursele din noi, din jurul nostru, de fapt. Asta ar fi prima și cred că mă voi opri aici. Iar a doua, aș întreba pe domnul Costea Munteanu cum ar justifica, în opinia lui, prezența acțiunilor preferențiale, care oferă, nu de cele mai multe ori, cred că nu există, ele sunt efectiv scrise, definite în așa fel, încât nu ai drept de vot în adunarea generală și nici reprezentant în Consiliul de Administrație, n-ai absolut nicio pârghie legală, să zic, vizibilă. Poate informal tu ești foarte influent, dar asta n-am cum să cuantific. Nu ai absolut nicio pârghie definită de către acea acțiune prin care tu poți influența decizia în companie, dar cu toate astea, bonusul tău, profiturile, dividendele pe care le obții, sunt peste dividendele acțiunilor normale. Chestiunea asta, și e tot un caz practic din piață, nu se reconciliază absolut deloc cu teoria respectivă. Dacă într-adevăr vreți să faceți o teorie din argumentul ăla, deci vreți să subliniați ceva universal valabil. Aș zice că mai degrabă, și cred că aici sunt în asentimentul lui Cristi, astea sunt niște unelte antreprenoriale pentru a ne ghida nouă deciziile pe viitor. Și cred că, și din nou sunt de acord cu Vlad când spune foarte bine că ex post pot să fac, dar ex ante n-are niciun sens, adică ex ante acel model pe care îl folosesc nu e o teorie, ci e mai degrabă un ghidaj pe viitor, la fel de ghidaj ca și calcul economic în sine. Doar că folosesc, zic, o aritmetică mai complicată sau... Adică face parte cumva din aceste unelte antreprenoriale. Nu e mai complicat, e o împărțire acolo. Da, o întrebare foarte interesantă. Să zicem că e, coeficientul beta poate e mai... Mare. Și ultima chestiune este că acolo coeficientul beta, practic, ce îmi sublinează mie? Îmi sublinează referențialul la piață, deci la un fel de media pieții. Legătura mea cu piața. Dependența de evoluția câștigului. Exact, pieții. Exact. Și atunci eu când îl evaluez... Deci sunt mai dependent cu atâta riscul la care îmi expune mai mare. Exact, exact. Deci și eu am o referențială... Întrebarea se pare foarte interesantă. Dar e tot expus. Aș răspunde pe moment în felul acesta. În primul rând să nu uităm să și acțiuni preferențiale cu dreptul multiple. Da, le dăm corect. Parte. Corect. Dăm o parte, deci ne fiind doar cele. Cele care nu au drept de vot și sunt acțiuni preferențiale, ca să spun așa, genuine, da? Sunt de fapt acțiuni cu venit fix. Adică mărimea dividendului este înscrisă pe el. Dar nu au drept de vot. Nu toate. Poftim? Nu toate. Dar nu au drept de vot. Păi nu, da. Deci nu sunt obligațiuni, atenție. Ele nu sunt obligațiuni pentru că... Acțiuni preferențiale. Dar acțiunea preferențială se menționează mărimea dividendului, da? Se plătește și de asemenea, dividendul... Nu se plătește. Trebuie plătit. Se plătește. Dacă nu-l plătesc, atunci se reportează pentru anul exercițiu financiar următor. Dacă au pierderi, nu se plătește. N-avem situația acțiunilor, ba se plătește, ba nu, mai întâi vin la toate creditorii bancari, apoi vin creditorii obligatari și apoi vin acționarii preferențiali. Dar singurul pretendent rezidual pe profitul firmei este acționarul comun. Cum? De aceea vorbesc de acționarul comun. Dar, din punctul ăsta de vedere, acționarul preferențial, interesantă întrebarea, va trebui să mai gândesc mai mult. Eu am văzut cazul și în România, în care nu este relevant din moment ce venitul este fix. Adică n-am un venit așteptat, decât eventual componenta, da? Componenta care vine din câștigul de capital, adică diferența pozitivă-negativă între prețul la care am cumpărat și prețul la care am vândut. Aici ar fi lucru necunoscut, așteptat.
Deci formă de așteptare, da, câștig cerut, este doar la acțiunea comună, de aceea mi se pare relevant aici. Dar recunosc că trebuie să mai mă gândesc la Dominicea, mai ales că zici, așa cum pretind, că transformă asta într-o teoretizare, ca să pot să susțin, prin argumente teoretice, faptul că funcția de proprietar, decizionă de proprietar, are specificitate, este distinctă și trebuie remunerată separat. Sunt pregătit să port o discuție dură cu colegii mei, în care o să invit să mă argumenteze că instrumentele pe care meciul bazat pe valoare le folosește pentru determinarea surplusului sunt irelevante. Păi așteptăm sursa. De asemenea, va trebui să demonstrați de ce. De ce în comportamentul managerial, pe de o parte, și comportamentul investițional, pe de o parte, se observă această modificare. Adică cea în funcție de căutarea către crearea de valoare. Deși managerii fac acest lucru și investitorii fac acest lucru, dacă ar fi instrumentele prin care definesc, adică măsor și respectiv dau substanță economică surplusului, sunt irelevante, atunci asta ar fi o iluzie. Vă spun că asta e de fapt o iluzie. Nu, asta îmi spune, ci este o iluzie. Este o construcție artificială. Da. Va trebui să discutăm, dacă aveți dreptate, totuși de ce, în mod voluntar, nu prin decizie etatistă sau prin manipulare, de ce comportament, nu, nici o lege, nu este nicio lege în care se susține. Nu ești forțat să faci provizioane, nu ești forțat să evaluezi active. Nu. A aprecia performanța managerială prin instrumentele de venit, deci date contabile sau instrumentele de piață, este o opțiune care face parte din cultura organizațională a firmei respective. Vrei să modifici sistematic? Deci, este o chestie privată, este o decizie a proprietarilor. Am mari îndoieli. Și acum să fac o mică divagație. Dumneavoastră vorbiți de un tip de creare de valoare. De exemplu, eu pot să fac cu o altă carte care valoarea, se consideră că se creează valoare. Da, valoare creată pentru acționar. Da, valoare creată așa pentru acționar. Așa cum o denumește acest manager, implică organizația în proiecte care aduc mai mult profit decât costă capital. Bine, aici nu e o problemă. Adică cum detașăm? Cum detașăm valoarea de pentru acționare în această accepțiune de accepțiunile multiple curente ale termenului de valoare în final. Cred că nu există o teorie. Asta e o problemă. Aș vrea să intervin, domnul profesor. Da. Deci, începutul unei lungi discuții este că, după părerea mea, în varianta mea de teoretizare, mea, austriacă, domnul Ion, comentarii, Europa. Da, și Europa tot austriacă. Ideea de profit normal e suspectă, mai mult decât suspectă. Nu normal. Profitul pe care am mizat. Normal. Așteptat. Dar adică asta e formularea. Firma livrează acționarul mai mult peste așteptări. Asta e chiar formula tipică. Peste așteptări. Dar livrarea se face, domnule, peste așteptări. Ex post. Da. Ce spui? Livrarea se face ex post și așteptarea ex ante. Ex ante, da. Adică dumneavoastră introduceți două teorie ex-ante a... Păi da, dragul, da, o constat ex-post și în funcție de acest ex-post eu proiectez comportamentul viitor. Păi nu, da. Mai investesc că e mai respectivă să mă duc în altă firmă. Decizia de investiții se referă doar la ex-ante. Sigur că da. Profesor, dar nu știa că investesc... Câștigul așteptat nu este ex-post, nu ești lângătorul pe ex-post. Da. Voi spuneți așa, instrumentul, venitul efectiv este calculat pe ex-post. Nu trebuie așteptat diferența între ele, da, este informație expost, pentru că unul dintre termeni este expost, diferența între este. Dar el folosește după aceea pentru proiecțiile viitoare. Și de ce nu se seama profitul de asta? Ce anume? Cheltuiesc pentru Govrig 5. Mă aștept să câștig. Din acei 5, care nu. Deci firma îmi livrează 5. Nu, lăsați-mă, duceți-mă la covrigărie. Cred că o altă problemă este prezentația antreprenorului ca investitor într-o variantă foarte pasivă. Eu zic că treceți de fapt el în banca capitalistului. Vine și se uită la firme care sunt inițiate acolo și creează ăia managerii valoare pentru el. Nu, el creează. Faptul creatorului firmă. Are decizie, domnule, Tomas, are decizie, are cuvântul. Dar nu managerul creează pentru antreprenor. Nu managerul, mai vorba de acționar. El însuși. Păi tatăl meu, așa și spun. Ok. Aici trebuie să vedem dacă viața aceasta este. El este în același timp și investitor, adică întreprinzător și sumă riscul, este și proprietar. Dovada faptului că e investitor este suma de bani pe care a investit-o și cota din capital social
al firmei, în gâta căreia îi se repartizează dividendul. Bun, dar ați sărit de la ideea de incertitudine. Dovada că este... Ați sărit de la ideea de incertitudine. N-am sărit de incertitudine. Dovada că este pozitivă e faptul că am drept de vot. Asta e ad hoc. N-am sărit de incertitudine, pentru că testul e știmul așteptat, am prima de risc, dragul meu. Nu există, domnul profesor, distinția risc-incertitudine e mai mult decât problematică termine austriece. Deci dacă există risc calculabil, alea sunt servicii de asigurare. Deci dacă eu obțin ca antreprenor profit, deci o altă problemă aici. Păi eu surmontez incertitudinea. Dragul meu, fii atent, în termeni matematici, riscul este o variabilă aleatoare. Nu există nici în termeni matematici, în realitate, incertitudinea este o variabilă vag definită. Vag definită, înțelegi? Foarte, pentru foarte că în cazul riscului, pot să am un control, da? Prin calcul economic, un control rezonabil a setului de evenimente posibile. Pot să atrib acest evenimente posibile nu o probabilitate de producere și pot să estimez câștigul posibil pe respectivele probabilități de ăla nu mai câștigă. Dacă e estimabil atât, dacă e estimabil prin calcule generale, asta e cost de producție. Asta pot să calculez. Asta e cost de producție, nu ca să premăsor și externalizez. De tu spui că nu poți să măsori riscul. Nu poți să măsori certitudinea. Asta nu se va lămurege. Bun, dar trebuie să mă lămurești de ce e foarte important de decizia între risc și incertitudine. A trecut deja de pragul în care omul mai poate asimila raționamente greu. Nivelul 3, cum spunea Costolache, am ajuns la nivelul 3 de profunzime, nu mai pot asimila argumentele. Asta este... Deci este, de fapt, se închide ca protecție. Nimic. Am definit și vine de discuție. Îl vis la poema, la bucata, la un ceai. Dar aveți pe de ce am găsit pe la bucata. Dar voi m-am așa, deci pe de. Da, eu propun, știu că după casete, dacă vizionăm, acolo au rămas probleme albe, probleme deschise, foarte multe, într-adevăr, și colegul Dragoș, până la urmă, dacă o legăm, cum a spus, de, eu știu, o etică creștină care iubește și Costea aici, pentru că în fond, în spate stau oamenii și acolo sunt... Aici totul s-a discutat de interesele acționarilor, acolo vorba de societate, de mediu, de lucrători. Interesele lor sunt altele. O acționarii investesc azi și mâine așteaptă. Nici nu înțeleg ce se întâmplă în firma aceea, toate aceste teorii. Dar el așteaptă ce așteaptă. Acest câștig, ori acele interese, mai ales unul vulnerabil, mediul este vulnerabil. Papa Francis scrie acum în iunie o enciclică despre mediu, despre creație. Noi îl supra-solicităm acest mediu și nu știu, nu îi dau dreptate ecologiștilor și poziției lor, dar e un element vulnerabil. Alții sunt mai vulnerabili. Deci când vorbești și pui în centru, să spunem, demnitate umană, și atunci, sigur, Costea spune definiția BIM, la șomer este asta. Papa zice, un om sub demnitatea lui umană. Vorba aici, domnul Popovici, de primul nivel de la Maslow, bunurile subsistențiale. Deci piața asta se asigură cine sunteți plușii. Cine se ocupă de plușii? Îi aruncăm din punct de vedere uman, îi aruncăm la grapă de gunoi. Deci problemele în plan uman derivă din aceste probleme economice și toate astea, după ce am citit cartea lui Papa, această economie ucide, eu trebuie să răspund de ce economia asta ucide. Și dacă modul în care dezvoltăm în continuare, va ucide. Vă mulțumesc pentru participare și pentru ideile generate aici și propun lui Costea să fie nu cărți în dezbatere, ideile generate de cărți în dezbatere. Un seminar suplimentar, eventual pe toamnă. La Costea, pentru că nu-i mai dau lui Topan voie, un sfert de oră, să tacă prin tericurile și au umplut aici de tot felul. Deci, ideile astea pentru volumul ediției revizuită și completată. Vă mulțumesc!